Încep eu această întâlnire, această conferință, am să deschid. Am fost desemnat să vă vorbesc despre persoana care vă va ține conferința, personalitatea care va ține această conferință, dar mai întâi vreau să vă felicit că ați ales să fiți astăzi și la această oră aici. Cred că este cel mai bun loc unde puteați fi. Și o să vă convingeți pe parcursul conferinței, pe măsură ce veți asculta pe domnul doctor Rătitan vorbind, că ați făcut bine că ați venit și că ați făcut rău că n-ați venit mai demult. El a mai ținut o conferință la Cluj cu ceva vreme în urmă și a fost foarte apreciat și atunci. Despre el vreau să vă spun că este nu doar un doctor, el este un filozof, un om de știință, un doctor, un pasionat al cunoașterii. Este atât de pasionat de cunoaștere încât este în stare, dacă aude că undeva în Himalaya este un om care știe să vindece, să se ducă să-l caute. Și vă spun precis, a venit odată de la New York până la Bistrița să caute un vraci local. Deci a umblat și a cunoscut pe toți vracii, fără ca el să fie vraci. El este doctor, dar s-a dus să vadă cum procedează acei mari vindecători ai lumii și cred că nu este niciunul pe care să nu-l fi cunoscut. A trăit o viață, o parte din viața lui a trăit în Himalaya, unde a locuit la ashramurile yoginilor și unde a practicat medicină în spitalele lor. Spitalele lor nu sunt ca ale noastre, sunt un pic mai în urmă, adică sunt în aer liber. Și acolo a practicat medicina vreme de vreo 7 ani, după care a trăit o vreme în Tibet, unde și-a perfecționat cunoștințele. Atât în Tibet, cât și în Himalaya a participat la conferințe și la cursuri a celor mai mari specialiști în domeniul respectiv, în domeniul lor de activitate. El este un doctor special pentru că îmbină ceea ce a învățat din medicina clasică, medicina aceasta pe care noi cu toții o cunoaștem, cu medicina pe care am învățat-o de la indieni, pe care am învățat-o de la călugării din Tibet și la care el a adăugat ceva. Deci este un doctor special, este mai mult decât un yoghin, este mai mult decât un călugăr tibetan, este mai mult decât un doctor instruit în universitățile mari ale lumii. Eu îl cunosc de foarte multă vreme și chiar nu vorbesc bazaconi acum, îl cunosc de foarte multă vreme și uneori chiar nici eu n-am crezut ce spune, dar m-am convins și am găsit dovezi peste tot unde am umblat, am umblat mult cu el în lumea asta. America lucrează la New York și locuiește acolo, dar este cunoscut în toată America, ține conferințe și acolo. Și în urmă cu ceva ani, o doamnă, o mare învățată, pot să-i zice oricum, doamna, spune cum o cheamă pe doamna cu revistele. Mai spune, că îi spun Martha Stewart, care este considerată femeia care a făcut cei mai mulți bani din munca ei în lumea asta, scria despre într-o revistă că este în primii 5 diagnosticieni ai lumii. Și ce este special la el este că stabilește diagnostic și face tratament fără să folosească mașinăriile acestea moderne care le folosesc alți doctori. El stabilește diagnosticul cu ce a învățat și cu ce a mai inventat el și cu simțurile pe care le-a dat Dumnezeu. Este înzestrat cu cunoaștere, este înzestrat cu inteligență, pentru că român fiind este oltean și de aia cred că e un pic mai deștept decât alți români. Dar nu, el zice cu neadevărat, eu subscriu la asta. El nu a crede așa. Eu, în orice caz, ce vreau să vă mai spun și mă gândeam să vă țin eu conferința, ție zicea care emoții și să vorbesc eu să scap. Faptul că astăzi este aici, este un lucru bun. El putea să fie oriunde astăzi, nu numai. El merge și în Japonia și ține conferințe și stă câte 2-3 săptămâni pe acolo, merge și în Corea de Sud și în Corea de Nord, nu cred că a fost. Stă pe toată lumea și ține conferințe și nu numai că ține conferințe, tratează oameni peste tot. Este un fel de doctor fără arginți. Când umblă lume, el tratează din pasiune și din dragoste față de oameni.
Deci nu face asta pentru bani, nici aici n-a venit pentru bani, aici a venit să cheltuie bani și vă rog să-i cereți bani. Zice că a lăsat acasă. Deci asta a fost, cred că ți-au trecut emoțiile, poți să începi să vorbești. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog acum să-l ascultați pe el. Sigur, este mai interesant ce spune el decât ce am spus. Eu mulțumesc. Bine că l-ați aplaudat pe el, să nu mai mă aplaudați pe mine, că mi-e rușine, am emoții. Dar după cum a vorbit... După cum a vorbit el, eu cred că l-aș lăsa pe el să spună mai departe, că spune frumos. Și scap eu de munca asta sau de emoții. Mai întâi, eu salut clujenii de aici, salut Clujul, o zestre rămasă de la, pe care ne-a lăsat-o poporul sfânt, poporul Dac. A apărut un articol despre mine în urmă cu câteva săptămâni care spunea că sunt un urmaș al lui a unui zeu medicinei, aș spune eu, Zamolces. Sigur că a exagerat ziaristul, a scris un articol lung de tot despre mine, dar mă consider pe Zamolces unul din regii medicinii, chiar și Socrate s-a învățat de la el despre știința însănătoșirii omului. Dar Zamolces spunea că și dacă vrei să tratezi ochii, trebuie să tratezi capul și ca să poți trata capul, trebuie să tratezi corpul. Dar mai presus decât orice și ca tratamentul să urmească, trebuie tratat sufletul. Dar mă subscriu la părerea și la ideea marelui Zamolces, care a fost un străbunic al străbunicilor noștri. De acolo ne tragem noi, de acolo se trage, zic eu, întreaga Europa. De acolo se izvorește știința medicală și suntem mândri că și el a trăit pe aici prin Cluj, pe aici prin Hunedoara, prin toată partea românească. Și sigur că ne bucurăm că tot de la el limba română s-a, limba latină s-a transmis mai departe romanilor după părerea unor istorici. Cred că au dreptate. Nu sunt foarte convins, deși încă mai sunt, se vorbește și sunt încă sub influența istoricilor, vechilor istorici ai nației românești, dar oricum este o idee frumoasă că latinitatea a plecat de aici, din Carpați, și că Clujul este frumoasa zestre pe care ne-a lăsat-o Daci. Îmi dați voie să stau jos și trebuie să vă mărturisesc că sunt emoționat, nu știu de ce. Când vorbesc la televizor nu simt nimica, când la radio de asemenea, când vorbesc într-o țară străină nu simt nimica, dar ziceam, îmi spuneam mai devreme mie că atâta, așa lume multă a venit ca să mă audă pe mine vorbind, oare nu e prea mult, oare nu am o misiune grea, ca să vă spun bine ceea ce vă spun. Și am să încerc să fac lucrul ăsta. Deci, dragii mei, mai întâi vă mulțumesc că sunteți aici cu mine și o să parcurgem un timp, eu știu, niște zeci de minute împreună, să vă spun părerea mea, să vă dăruiesc din ce am adunat eu de-a lungul vieții. Viața, zic eu, destul de intensă și destul de bogată în căutări și în găsiri. Și trebuie să vă mărturisesc că în conferințele mele prioritar este să vorbesc în România, sigur în toată lumea, dar parcă mai cu drag și cu mai multă plăcere și obligație de a dărui, o simt pentru neamul meu, pentru neamul românesc. E adevărat că ne trag rădăcinile sau simțim, transversând lumea asta din la Guravei la marginea cealaltă a lumii, parcă îți vine să te întorci înapoi, că mai departe n-ai unde să mergi. Deci, am să încerc să vă dăruiesc din ce am adunat eu și să fac niște comparații între, eu știu, creștinătate, că noi suntem creștini, și spiritualitate. Sigur, din punctul meu de vedere, și sănătate, este adevărat. Da. Deci,
Am avut o zi plină astăzi, am avut 3 emisiuni de televiziune, am avut de dimineață multe consultații, de asemenea și ieri, după masă, dar n-am avut timpul să-mi organizez conferința, dar să vă spun ce simt eu. Și eu mă bazez pe partea a doua a programului pe care îl petrecem împreună, deoarece în partea a doua o să merg pe mâna dumneavoastră, să-mi puneți întrebări, iar eu să vă răspund. E mult mai ușor pentru mine și cred că este foarte eficace pentru ceea ce vreți dumneavoastră să știți. O să-mi fac datoria cât se poate de bine și o să vă spun tot ce vreți dumneavoastră să știți. Asta va fi partea a doua a conferinței. Atunci o să-mi puneți tot felul de întrebări, iar la sfârșit pot să fac câteva consultații aici pe podium, pe scaun, dar doar la partea superioară, știu, pot să văd o rinită, pot să văd un TMJ, pot să văd o migrenă sau o hemicranie sau o durere de cap. Deci ceva superficial care să nu mai să nu-mi ia timp, că nu cred că o să am așa multă energie, dar o să mă limiteze chiar și contextul sau poziția sau posibilitățile fizice. Deci, dragii mei, astăzi am vrut să vă vorbesc despre intersecțiile dintre calea vieții și calea spirituală, și drumul spiritual, comparativ cu semnul crucii. Vedeți, toate filozofiile religioase, eu am cumva călătorit prin toate, sau prin cele mai multe, își au la bază o filozofie care se angajează spre a îmbunătăți sau spre a conserva sănătatea minții oamenilor și sănătatea trupului. Este foarte important lucrul ăsta, nu numai pentru calitatea vieții, dar este cel mai important pentru ca individul respectiv să-și împlinească datoria vieții, adică să-și împlinească executarea drumului vieții, căii vieții, misiunii vieții, sau mai exact pe limba tuturora, să îndeplinească misiunea vieții, care este destinul. Destinul fiind programat la începutul vieții, cum fiecare dintre noi știm, iar acest destin își are obligația sau își are datoria sau este planificat în două părți. Prima parte este o parte din acesta, este ca spiritul care vine la școala asta vieții, pentru că căci de fapt viața este o școală, o clinică de curățire și de însușire. Jumate este o clinică, jumate este o învățătură, o școală. Deci prima parte este spiritul care a acumulat energii negative sau mai exact esențe negative în călătoria de îndepărtare și de experimentare a imperfectului sau a negativului, a adunat foarte multe esențe negative, iar la un moment dat vrea să întoarcă înapoi la Dumnezeu de unde a plecat. Iar pentru acest lucru are nevoie să scape, să elimine aceste energii negative și să le înlocuiască cu energii pozitive, cu senzații pozitive, acestea fiind necesare sau fiind de ajutor pentru urcarea spiritului în sus și întoarcerea spre Dumnezeu. Da. Am să încerc să vă explic cât mai bine ceea ce am de spus și cât mai ușor, deși trebuie să fiu un pic concentrat, iar nu e postura care îmi place foarte mult. Mie îmi place să mai glumesc, să mai fac un has, dar aici trebuie să fiu foarte concentrat și foarte serios. Deci, viața este destinul sau planul vieții care se manifestă de-a lungul vieții prin trăirile noastre, este compusă din cele două elemente. Unu, trăiri prin care să învățăm ce nu este bine, eliminând, înțelegând că ăsta nu este bine și ăsta nu este bine, eliminând energiile sau senzațiile negative, și de asemenea trăiri din care să învățăm ce este bine, ce este pozitiv, ce este care ne lasă cu informații și cu esențe pozitive, acestea fiind necesare pentru evoluția spirituală, pentru înălțarea spiritului, pentru reîntoarcerea spiritului spre calea de a merge spre Dumnezeu. Deci, viața este o trăire orizontală.
de la naștere până la sfârșitul vieții. Iar calea spirituală, care se tinde și se dorește și este programată să meargă în sus, simbolic, desigur, în sus spre Dumnezeu, este partea de verticalitate, de jos urcă în sus. Cam asta este și crucea. Viața este orizontală, iar călătoria vieții sau itinerariul vieții este orizontal, începe dintr-un loc să termine în celălalt, iar călătoria spirituală începe de jos și urcă în sus, în sus, în sus, până spre perfecțiune sau spre Dumnezeu sau spre esența perfectă. Deci cam asta este paralela pe care eu am înțeles-o și pe care eu m-am convins, pe care eu am crezut că este această asemănare. Acum, sigur, ăsta este și crucea și nu întâmplător a fost aleasă cu mult înainte de trăirea sau de existența sau manifestarea lui Hristos, sfârșitul vieții lui Hristos. Și n-a fost aleasă, cred eu, întâmplător, ci a fost aleasă simbolic, să simbolizeze, de fapt, că de la începutul vieții pe pământ, omul a fost menit pentru evoluarea spirituală, pentru însărcinat cu misiunea spiritului de a se întoarce înapoi spre Dumnezeu. Sigur că sunt mai multe intersecții, din păcate, deși ar trebui să fie decât una. Este intersecția unde se unește calea vieții și cu calea spiritului, acolo este destinul, este planul vieții, este destinul unde de fapt este esența conexiei, este centrul unde se conectează viața cu, deci viața fizică, manifestarea fizică cu manifestarea spirituală, cu spiritul. Spuneam mai devreme că și la începutul vieții acel urcitor programează menirea pentru care suntem aici pe pământ, întrumează și pune la un loc multe trăiri, unele cu scopul de a elimina, de a înțelege ce este rău, ce este negativ, să le eliminăm, să vedem că asta nu e un lucru bun, ăsta este de fapt scopul. Sigur că nu toți dintre noi înțelegem și facem lucrul ăsta, iar o altă parte care se intercalează sau vin într-una sunt de a înțelege lucrurile bune pe care ni le însușim, alea sunt informațiile pe care le depozităm în departamentul memoriei conștiente, deci aceste informații sunt cele care alcătuiesc bagajul benefic, bagajul pozitiv, esențele pozitive pe care la sfârșitul vieții, sigur, spiritul le preia și le folosește înălțarea lui, în ajutor, le folosește drept ajutor spre ridicarea spre perfecțiune, spre Dumnezeu, spre împărăția divină. Sigur, sunt fiecare cultură le numește altfel, dar în esență este asta, spre Dumnezeu, că și spiritul de acolo a plecat, a vrut să experimenteze imperfectul, l-a experimentat, s-a încărcat de foarte mult rău și foarte multe esențe negative, la un moment dat spune, mi-ajunge, vreau să mă întorc înapoi de unde am plecat. Și viața este o parte din drumul de întoarcere, este o parte din școala, din clinica, prin care elimină esențele negative și din școala prin care acumulează esențe pozitive, acestea fiind direct responsabile și direct folosibile spre înălțarea, spre parcurgerea căii de întoarcere spre divinitate, spre Dumnezeu. Sigur, vă întrebați, dar de ce ca doctor vorbește atât de mult de spiritualitate, de spirit, de destin? Pentru că, dragii mei, de aici se naște lucruri pe care fiecare dintre noi, lucruri de care fiecare dintre noi suntem preocupați și ne deranjează și ne necăjește și ne îngreunează viața, da? Adică bolile, sănătatea. Din cauza asta, ca doctor, am să vă vorbesc, am să trec un pic prin acest subiect și să vă las cu niște gânduri și niște informații pe care le-ați putea folosi pentru îndepărtarea unor boli, pentru prevenirea unor boli, pentru
suficiente informații pentru a vă face viața atât individuală, cât și viața socială, viața societății mai bună, mai liniștită, mai mulțumitoare. Deci, acest destin, aici sunt acest plan al vieții pentru care de fapt suntem aici. Sigur că creierul, la începutul vieții, la începutul primul zile de viață, când se face programul destinului, creierul este programat, sigur, folosindu-se de unelta necesară, care este onestitatea, este programat conform acestui plan al vieții, acestui destin. Este gata să treacă prin tot ceea ce este planificat acolo, este programat să facă față, să treacă, să găsească soluții, să acumuleze esențele necesare, atât negative pentru eliminarea esențelor negative, cât și cele pozitive care să înlocuiască îndepărtarea, locul din care a fost eliminate esențele negative. Vedeți, viața este foarte simplă, dacă o înțelegem. E, în clipa când, de-a lungul vieții, cei mai mulți sau foarte mulți dintre noi nu știm lucrul ăsta. Oamenii devin atașați de anumite valori materiale. Vedeți, este la mare modă să se atașeze de bani. Dom'le, banii sunt extraordinari, sunt cu cât mai mulți, cu atât mai buni, cu cât la un moment dat atașamentul de bani este atât de mare încât nu mai contează cât sunt, să fie mai mulți, cât mai mulți, cât mai mulți. Și intrăm într-o obsesie. Am trecut personal prin asta, am văzut mulți din pacienții mei de acolo, din lumea de unde trăiesc, obsedați de milioane, după aceea de sute de milioane, după aceea de miliarde, dar niciodată n-am văzut pe fața lor o satisfacție. Pentru că și banii, nefiind o valoare, fiind doar un instrument, nu dă satisfacție niciodată. Te simți atras de a crește numărul lor, iar când ai ajuns unde ți-ai propus, vrei mai mult și vrei mai mult. Deci niciodată, nefiind o valoare creată de tine, nu este, pentru că, repet, banii nu sunt o valoare, sunt doar un instrument cu care ne putem ajuta să creăm valori. Iar oamenii uită de valoare, uită că ce trebuie să creeze cu banii. Eu știu foarte mult din, pur și simplu, din dorința de a avea mai mulți bani, ba mai fură, ba mai și însușesc care nu sunt ai lor, ba îi ascund, ba îi trimit în alte bănci străine, ba îi ascund, investește prin alte părți pentru alții. Deci este foarte clar că nu mai sunt folosiți în scopul în care ar trebui să fie folosiți pentru a realiza lucruri valoroase. Lucrurile valoroase realizate de om sunt, de fapt, singura doctorie, singurul medicament care, implicat în cursul vieții, singurul medicament care poate relaxa creierul și poate preveni sindromele neurodepresive. Vedeți, din ce în ce mai mult în lume, sindromul neurodepresiv, depresia, a depășit numărul diabetului, deci este, cred că, pe locul 3 acum, după cancer, infarcturile. A trecut dincolo de diabet, diabetul era pe locul 3, acum este pe locul 4. Deci este în creștere numărul bolilor, numărul indivizilor care sunt afectați de sindromul depresiv. De ce? Pentru că nu mai au satisfacții, nu mai au bucurii, nu mai au senzația și sentimentul de împlinire. Vedeți, oamenii, când reușești și faci, creezi ceva, faci o construcție, faci o operă de artă, faci un lucru bun prin care oamenii se bucură, oamenii îl folosesc, fără să te gândești la câți bani câștig eu de aici sau câți bani iau de aici. Pur și simplu, pentru că în clipa când apare numărul câți bani, automat apare dezamăgirile. N-am fost răsplătit cât trebuie, n-am avut cât trebuie, nu mi s-a dat cât trebuie. Deci apare dezamăgirea asta. Atunci dezamăgirea este senzația de dezamăgire, este mai puternică decât senzația de împlinire. Vedeți, este mult mai ușor să faci rău decât să faci bine. Binele se face greu.
În clipa când reușim și scăpăm de obsesia numărului de bani și ne limităm și îmbrățișăm doar dorința de a crea ceva, în clipa când ai creat, atunci simți o satisfacție, parcă se umple pieptul de bucurie, parcă respir mai profund, parcă inima bate mai liberă, parcă capul este mai ușor, te simți util, te simți necesar, te simți că ești de folos oamenilor. Asta, senzația asta este o senzație care procesată și percepută undeva pe creier, în centru prin care se recepționează aceste senzații, relaxează creierul. Deci după ce ai luptat foarte greu să te-ai expus și ai lucrat greu să faci un lucru valoros, în clipa când acesta a fost gata, atunci respiri profund, respiri ușurat, creierul se relaxează și ai scăpat de stresul ăla care probabil că a apărut de-a lungul muncii, de-a lungul luptei pentru a realiza lucrul ăsta. Deci, doctoria pentru bolile neurodepresive este senzația de împlinire, senzația de satisfacție, senzația de a te simți util, senzația de a te simți că ești necesar, că ești de folos, căci oamenii au de folosit din existența ta sau din ceea ce faci tu. Sigur, dacă reușim să ne deprindem de atașamentul de bani, ceea ce vă recomand tuturor, am avut pacienți care au pierdut miliarde mai multe la jocurile de bursă sau sute de milioane și erau prăbușiți. Unii, sigur, s-au pierdut. Dar odată mi-am zis cu unul din mari avocați ai lumii, mi-a spus, mi-era și prieten și îmi spune, domnule, l-am văzut suferând și inima bătea din greu, respira din greu, spune, să te ferești de să te ferești să chase the money, să te ferești să alegi după bani, pentru că este cea mai cumplită muncă, cea mai istovitoare, este o muncă care nu te duce nicăieri, în clipa când te-ai atașat de bani, de visul pusul lor, și ești la cheremul celor care se joacă cu banii, celor care se joacă cu facerea de bani. Numai că este un joc periculos, dar nu-ți dă acele satisfacții de care noi, după care noi umblăm. Vedeți, s-a inversat valoarea. Iasă se confuzie că și banii sunt valoare, dar nu sunt deloc. Iar valorile adevărate sunt creațiile omului. Ceea ce omul creează, fie ea o operă de artă, fie ea un edificiu necesar oamenilor, fie ea ceva, ceea ce din care oamenii beneficiază, ălea sunt valorile și ălea sunt cele care dă sănătate creierului. Vedeți, când vorbeam despre atunci când intersecția vieții cu intersecția căii vieții cu intersecția drumul spiritului, nu? Când nu se intersectează și merg alături, atunci apare acel conflict. Apare conflictul între entitatea fizică și cea spirituală. De ce apare acel conflict? Pentru că căci omul, individul care e responsabil de împlinirea destinului, fuge, pleacă de acolo și o ia pe alte căi, mult mai grele, mult mai dificile, mult mai problematice, căi pentru care un individul nu este pregătit, căi pentru care creierul nu este pregătit. Vedeți, creierul fiind programat la începutul vieții să călătorească pe același drum, că atât drumul spiritului cât și drumul vieții să meargă pe același drum, sigur, se separă și devin doar intersecții pe aici și pe acolo. Clipa când se separă, creierul nefiind programat pentru drumul pe lângă drum, pentru a trăi pe lângă drumul deja creat, creierul nu poate să... e greu să facă față. Sigur că trăiește, că se descurcă, sigur că poate, dar acel putut costă
costă mult mai multă muncă, costă mult mai o vascularizare a creierului mult mai mare, pentru că e nevoie de mai multe substanțe nutritive, că munca e mai grea. E nevoie de eliminarea unor substanțe toxice care apar în urma metabolismului cerebral. Deci toate lucrurile se schimbă. Totul este mai greu, totul este mai complicat. E ca și când pleci de pe drumul frumos asfaltat, care este deja care este deja destinat, care este construit și o iei pe o arătură, pe câmp, pe unde este terenul, nu este drept, este neamenajat și atunci te pierzi pe drumul ăsta, că ai plecat de pe drumul trasat, gata, pleci de pe el și nu mai știi unde te duci și o iei încolo, o iei încoace, fără să ne dăm seama, căutăm de fapt drumul care ne-a fost dat să fie, drumul pe care le-am programat. Ne îndepărtăm așa de tare de acel drum, de nici nu ne mai dăm seama că ci de fapt noi avem o menire. Mă întreba cineva, care este menirea noastră, cum să facem, cum să o găsim? Probabil că unii dintre noastre vă întrebați lucrul ăsta, sau poate plănuiți să mă întrebați și pe mine. Vă răspund înainte de a mă întreba. Simplu. Sunt două elemente, eu cred în dualitate, dar sunt două elemente necesare și de folos pentru a putea merge pe planul vieții. Una, să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce îți place să faci, spre ceea ce ai atracție să faci. Nu să faci aia, mă duc să fac aia pentru că de acolo ies bani mai mulți. Nu mă duc să fac aia, că acolo ies bani buni. Am avut foarte des lucrul ăsta. Este o eroare enormă, că banii nu-ți dă sănătate. În clipa când te îmbolnăvești, cheltuiești oricum pe toți. Nici nu-ți ajung să-i dai la doctor, chiar auzeam de la cineva zilele următoare. Nu le câștigi așa mulți bani, că atunci când termin de câștigat sau când deja te îmbolnăvești, nu sunt suficienți, oricât ar fi ca să-i dai la doctor să te dreagă. Dar nu se mai poate, că ceea ce se strică e greu de reparat. Așadar, este simplu de a sta pe drumul vieții. Este una, să faci ceea ce îți place să faci, ceea ce ești atras să faci, fără să fii condiționat de numărul banilor, de o sumă, de un număr anume, pentru că ceea ce faci, dacă te rupi de atracția și de dominarea banilor, faci cu plăcere și după aia, făcând, terminând ceea ce ți-ai plănuit să faci, unul sau mai multe sau zeci de lucruri, simți acea satisfacție care te relaxează și care te împlinește și care îți umple pieptul de bucurie și de senzație de mulțumire. Și al doilea element este să fii onest. Onestitatea este incredibil, pentru că creierul nostru este programat să funcționeze sub egida onestității. Imediat cum am ieșit de sub semnul onestității, de sub senzația, de sub regula onestității, aceasta fiind o regulă divină, imediat funcționează altfel, mult mai greu. Științific sau studii pe creier, științific s-au găsit că atunci când cineva spune adevărul, undele percepute și măsurate pe creier sunt unele, iar în clipa când cineva minte, undele sunt altele. Deci creierul lucrează mult mai greu atunci când scăpăm frâul și spunem câte o minciună, pentru că după o minciună mai vine altă minciună și alta, ca să ocupărim pe prima, ca să ne acordăm cu prima, ca să ne protejăm. Deci este, deja intră în funcțiune un sistem de protecție, de defensă, să ne apărăm în cazul în care. Dacă nu ești onest, asta este și alta nu-i. Deci vorba aia ce este, ce e mână și căciulă, sau cum se cheamă, este simplu. Viața este foarte simplă. Creierul nu trebuie să muncească din greu. Viața fiind foarte simplă, atunci trăim o viață mai relaxată. Deciziile luate de mintea noastră în urma procesării informațiilor sunt de o calitate bună. În clipa când deja ne cuprinde o lipsă de onestitate, atunci imediat informațiile procesate de către minte sunt mutilate de caracterul defectos, nu? Pentru că nu mai suntem onești, suntem dominați de exprimarea unui neadevăr, iar calitatea informațiilor create de mintea noastră pentru a fi puse în practică, pentru a crea trăiri, nu sunt cele
oneste, nu sunt cele simple, nu sunt cele curate. Creăm trăiri mai complicate, mai complexe, mai grele, mai lipsite de adevăr și atunci viața nu merge cum trebuie. Viața se complică, ne complicăm noi că în permanență trebuie să creăm alte trăiri la fel de lipsite de monistere ca să mergem pe același trend cu cea inițială și să mergem pe în permanență trebuie să creierul să inventeze ceva care să protejeze. Deci creierul lucrează de două ori mai mult. Lucrând de două ori mai mult, atunci se întâmplă pusele de stres. Asta este stresul. Deci stresul nu este că lucrez prea mult la servicii sau că... Nu. Stresul se întâmplă atunci când facem altceva decât ce trebuie să facem, iar creierul lucrează mult mai greu. Stresul se întâmplă când facem altfel de cum trebuie să facem. Altfel de cum trebuie să facem înseamnă că ieșim și nu mai respectăm și nu ne mai folosim de legea onestității. Inventăm alte reguli. O regulă, o lăcomie din care din nou este intră în zona dezonestității, ori ne folosim de a fi vicleni ca să obținem dezonest ceea ce vrem să obținem, ori intrăm în zona mândriei ca să fim superior altora și să colectăm, eu știu, venituri mai superioare altora, că trebuie să avem mai mult, că suntem mai mari și mai tari și mai frumoși și mai așa. Și atunci, sigur că viața se complică, viața se îngreunează, iar creierul trebuie să lucreze în plus, să lucreze mai mult, mult mai mult și mult mai mult și să produce acest numit noi stres. Stresul care... sigur, de multe ori ne supărăm, ne necășim. De ce? Pentru că și decizia luată nu este o decizie care să se desfășoare, să pună în trăire anumite informații, anumite decizii luate de creierul nostru, sunt defectuoase. Creează o viață complicată, creează o viață dificilă. Creând o viață dificilă, facem față mai greu. Făcând față mai greu, apar lucruri neașteptate care trebuie să le contracarăm, trebuie să le îndreptăm, trebuie să muncim mai greu. Și atunci apare acel stres care, în esență, este deviarea de la planul vieții. Ori din nou, mă repet, ori din nou făcând ceea ce nu trebuie să facem, ori făcând cum nu trebuie să facem, folosindu-ne deviind sau plecând de la, sau nerespectând legea onestității. Vedeți? Sunt cele două elemente care stau la baza stresului. Ori stresul stă la baza, mai departe, a baza tuturor bolilor. Absolut tuturor bolilor care există în corp. Vedeți, în ultimii 30 de ani am, de fapt și mai mult, am căutat cauza bolilor. Am fost obsedat, aș spune, prea puternic, prea tare cuvântul. Am fost captivat de a găsi cauza bolilor, pentru că deoarece medicina aleopată, nu, din care fac și eu parte, tratează biochimic, compensând sau echilibrând sau ajutând de afară cu substanțe chimice, ca ajutând corpul să supraviețuiască sau să ducă o boală care a fost creată. Asta ne ajută, nu îndepărtează boala, ba dimpotrivă. Dacă nu eliminăm sursa de stres, este sursa de stres cea care v-am vorbit mai devreme, în minutele trecute, sursa de stres rămânând activă, atunci stresul este în continuare, boala crește în continuare, doctorile trebuie să le creștem și pe ele ca să poată să ne ajute să ducem boala, deși boala evoluând, și la un moment dat doctorile nu mai sunt eficace și se întâmplă cei bolnavi de inimă fac un infarct, cei bolnavi de stomac la un moment dat se dezvoltă gastrita, dă ulcer sau se duce într-un cancer, cei care au probleme pulmonare sau hepatice, se duce afecțiunea, crește, pentru că este alimentată de stres, dragii mei. Este alimentată și asta vă explic și stresul cum lucrează. Boala evoluează și povestea un doctor bătrân în New York, spune, dragul meu, să știi că în urmă cu vreo 15 ani, cancerul parcă era pe locul 3 sau 4. Spunea, o să ajungă cancerul să fie pe primul loc.
De ce? Pentru că lumea trăiește din ce în ce mai altfel de cum ar trebui să trăiască. Este atașamentul ăsta de bani, el spunea banomanie sau manomanie, era mani, este din ce în ce mai puternic și oamenii sunt obsedați de asta, vor din ce în ce mai mult decât ar trebui să vrea și ca să vrea, ca să satisfacă dorința de a să înșuși mai mult decât ar trebui, trebuie să scurteze drumurile, să facă și altfel de cum ar trebui să facă, deci să taie, să facă scurtături, bagă-te o vitrenie, bagă-te o minciună și atunci să dublează efectul negativ, să dublează cantitatea de stres, boala de asemenea să dublează și sigur că ajunge la orice boală, ajunge la acea maturitate. Vedeți, și la femei săracele, cancerul de sân, este tot același lucru. Este sigur o mică traumă, o care favorizează o slăbiciune acolo, fiind trauma exact și din cauza un mic dezechilibru hormonal, care vine tot de la o traumă undeva, amplificate de acest stres. Cum se manifestă stresul în corpul nostru? Stresul fiind deci o cauza supremă a bolilor. Sunt două cauze, cauza primară și cauza supremă. Cauza primară este acele predispoziții de natură fizică, abnormalități la nivelul structurii, care vin din pricina unui efect post-traumatic, unui accident care a creat un efect disfuncțional undeva, ori că s-a fracturat un os, ori că s-a rupt niște mușchi, ori că s-a rupt niște tendoane, ori că s-a dislocat o articulație sau o vertebră, sau ori că s-a întâmplat undeva la o ieșire a unui nerv simpatic sau parasimpatic, undeva la nivelul coloanei sau imediat subcranian. Astea sunt cele care cauzează o slăbiciune undeva sau o predispoziție. Vedeți, de pildă, o fractură de coccis automat la bărbați predispune o prostatită sau o anită sau o afecțiune la nivelul mușchiului sfincterului anal și predispune pentru hemoroiz. Constipația nu este o cauză, e o cauză, o eroare, nu este cauza principală pentru hemoroiz, nu. Ajută și ea, dar cauza principală este tensiunea sfincterului anal care atunci când trebuie să se producă procesul de defecație, nu se dilată și înforțând se rupe. Nu se dilată pentru că există o hipercontracție dată de o coxită, de undeva de o inflamație a osului coccis. Sau problemele lombare la femei, întotdeauna le afectează uterul sau afectează ovarele. Sau problemele la nivelul extremității inferioare a sternului. Întotdeauna favorizează disfuncționalitate hepatică sau gastrică sau chiar și acolo lui transvers. Se creează un proces inflamator care afectează organele din vecinătate. Un prieten de-al meu care face transplantul de ficat. Încercam să explic, domnule, când transplantez ficatul, elimină sursa de inflamație. Deci imediat unde se termină sternul și începe apendicelul sifoid. Și îmi spune, domnule, știi ceva? Eu am făcut-o pe asta în ultimul timp din reflex și uite de că am făcut bine. Și cu cât am făcut-o în ultimul timp, mi-au reușit mai toate transplanturile. Înainte nu reușeam, că deoarece de lăsa sursa de inflamație și procesul revenea și afecta în continuare diafragma și ficatul și sigur cardiumul, partea de sus a stomacului. Deci acestea sunt afecțiunile, sunt tulburările de natură fizică care creează labilitatea, predispoziția, slăbiciunea într-un loc anume. E, vine stresul ăsta de care m-am vorbit mai devreme, care este marele dușman al omenirii, al individului, al societății, a întregii planete. E, acest stres, vă spusesem foarte simplu cum se naște. Acest stres când apare este un cuvânt mai abstract, aș numi eu. Acest stres când apare se tensionează întregul corp. Tot se tensionează. Iar acolo unde există o mică sensibilitate, o să vezi că uneori cei care au probleme cardiace, uneori când se supără doar inima. De ce se supără? Pentru că face ceea ce n-ar trebui să facă. Sau cum ar trebui, cum n-ar trebui să facă. Și atunci se creează o reacție automată.
Unii care au probleme cu stomacul, atunci apare, se strânge stomacul și apare un nod în stomac. Unii care au probleme cu inima sus, mai dimineața apare o gheară toracală. Unii care au probleme cu discopatie lombare sau, pur și simplu, leziuni de inserții iliace, începe să doară spatele. Unii care au probleme cu, eu știu, și femeile, probleme uterine, automat, sau femeile care au probleme cu o cistită. Este o mare eroare, se zice că cistită apare din cauza virusurilor sau microbilor care apar extraanal, etc., ceea ce este o eroare. Nu. Se strânge vezica urinară din diverse motive. N-am să intru în profunzimea lor și încerc să fiu cât mai la suprafață, ca să nu vă pierd pe drum și să nu pierdem timpul, dar apar cistitele frecvente care atunci când se supără, femeile imediat se duc să facă pipi imediat. Pentru că se strânge vezica urinară, se tensionează musculatura care alcătuiește pereții vezicii urinare și atunci imediat trebuie să ducă să elimine ceea ce s-a adunat acolo, chiar dacă e puțin. Așadar, este simplu, vedeți ce simplu este, te-ai supărat, te-ai necășit, ăsta este stresul, se strânge tot corpul, peste tot unde corpul este sănătos, tensiunea neuromusculară se retrage, dispare în urma puseului de stres, iar acolo unde este sensibil, rămâne. Rămâne azi un pic, mâine alt pic, poi mâine alt pic și uite așa se construiește din ce în ce mai mult, uneori local se creează leziuni ale celulelor care alcătuiesc organul respectiv. Deci celula când se multiplică, construiește, dacă e sistemul mitotic, construiește o celulă care se naște celulă deja deformată, pentru că s-a lezionat și copia ei este un pic deformată și în felul ăsta apar tumorile, care sunt uneori benigne, uneori maligne, depinde de predispoziția individului și depinde de complicația afecțiunii respective, depinde de, aș spune eu, personalitatea individului și aceste mici noduluri care devin tumori mai mici, mai mari, se duc într-o direcție sau alta, într-o direcție foarte neplăcută, într-o direcție mai puțin neplăcută, dar cam asta se întâmplă acolo unde se construiește tensiune neuromusculară, acolo și unde tensiunea nu pleacă, pentru că deja este predispoziția să stea acolo, deja țesutul este slab și este foarte ușor afectat. Vedeți, și în felul ăsta, o boală care este mică acolo, stresul o amplifică, să mergem pe fir înapoi. Stresul o amplifică, iar stresul care apare atunci când este acel conflict între cele două entități, și unde e conflictul? Acolo la mijloc, unde se unește partea, unde se unește entitatea fizică cu cea spirituală. Fizică fiind noi, ăștia care ne vedem în oglindă și care ne privim unul pe altul, cea spirituală este spiritul fiecăruia dintre noi care vine aici și se folosește de acest vehicul ca să își facă, să facă ceea ce are de făcut, ceea ce și-a programat de făcut în scopul evoluției spirituale pe care o numim noi. Deci să știți că noi, indivizii fizici, ăștia care suntem și care ne privim și ne ascultăm, suntem totuna cu elementul, cu unitatea spirituală. Deci spiritul este al nostru, iar noi suntem al spiritului nostru. Deci un individ uman, eu o numesc unitate. Unitate care este alcătuită din cele 3-4 elemente. Una este, suntem noi ăștia care suntem expuși la tot felul de slăbiciuni și care tot felul de suferințe create de noi, să știți, în exclusivitate, nimeni nu-i de vină. Că ne putem eschiva de la un rău dacă sau putem să trecem prin răul ăla, să vedem ce am învățat din răul ăla, ca să știm să nu-l mai facem, să știm să prevenim, să știm că ăla nu trebuie făcut. Probabil că a fost în programul nostru să trecem prin el ca să-l înțelegem că ăla nu trebuie făcut. Deci noi ăștia care suntem individul fizic, cealalt element care alcătuiește unitatea umană este spiritul. Al treilea este sufletul. Ce e sufletul? E o confuzie aici, în societatea de astăzi, lumea de astăzi. Sufletul este acel element care supraveghează, care guvernează și supraveghează efectuarea
destinului, care supraveghează dacă destinul este făcut sau nu este făcut și distribuie recompensa atunci când îl facem sau atunci când nu-l facem, care supraveghează păstrarea legilor divine, onestitatea în mod special, la care de fapt e cam singura adevărată și de aici se derivă toate zecile de sublegi care deviază de la onestitate, supraveghează dacă destinul este făcut cum trebuie, este împlinit cum trebuie și din nou dă reacțiile, repercusiunile ca atare, pe care noi le percepem. Și aș pune al patrulea element care este esențial și pe care noi ar fi primul pe care trebuie să-l înțelegem și să experimentăm existența. Este destinul sau planul vieții. Că dacă n-ar fi planul vieții, n-am avea ce să căutăm aici. Ce să facem aici? În viață. N-avem nimica de făcut, n-avem nimica de împlinit. Să trăim așa haotic, să trăim așa degeaba, nu justifică. Vedeți că totul este, până și plantele, așa au și ele un drum. Dintr-o sămânță iasă o plantă, planta face frunze, frunzele ajută să culeagă clorofila, nu din soare, de la soare, și sigur creează fructele care sunt în folosul omului, pentru că omul este centrul acestui univers, acestui univers de pe planetă, centrul existenței, vieții pe pământ. Și totul este în scopul existenței, totul este în scopul trăirii. Iar trăirea este în scopul efectuării planului vieții, ca să satisfacă și să ajute să fie parte din evoluția spirituală. Așadar, unitatea umană este comprimată, era construită, sau la unitatea umană ia parte cele 3-4 elemente, individul fizic, spiritul, entitatea spirituală, spiritul, sufletul, cel care guvernează din nou la executarea planului vieții și este cel care, la care noi ne rugăm, de fapt. Zic, mamă, rog la Dumnezeu să-mi dea aia, să-mi dea cealaltă. Păi Dumnezeu este săracul, este așa de prins de așa multe lucruri și așa multe are de făcut, încât nu stă să ne audă pe fiecare dintre noi, dar ne aude sufletul nostru. Iar sufletul nostru, dacă rugămintea pe care o cerem este conform planului vieții, ne-o dă. Iar dacă nu este conform planului vieții, nu ne-o dă. Iar dacă chiar insistăm și ne luptăm să o facem, să împlinim ceea ce dorim, putem să împlinim. Iar atunci când am ajuns de am făcut-o, nu mai e nicio bucurie. Că nu era să fie. Că nu ți este de trebuință. Că nu ți este de folos. Că nu ți este necesar conform acestui plan al vieții. Ba dimpotrivă, poate pe drumul ăsta de a te lupta să faci un lucru care nu ți este de folos, nu ți este necesar, se întâmplă tot felul de accidente, se întâmplă tot felul de nedorite, tot felul de neplăcute. Și atunci, sigur că lucruri care aduc tulburări de sănătate, care aduc tulburări de relație între oameni, de conviețuire între oameni, între oamenii care sunt între indivizii din familie, între indivizii dintr-o societate, și apar tot felul de dispute. Faci mai mult rău decât bine. Sau cum este, știți cum este, facerea de bine nu întotdeauna este apreciată și este justificată, pentru că ai vrut să faci un bine atunci când nu trebuia să-l faci cuiva, sau când tu nu trebuia să-l faci, sau când nu trebuia să-l forțezi pe cineva să-l primească. Și atunci sunt dezamăgirile. Vezi, chiar cineva spune, noi ne-am făcut bine cuiva și drept recompensă am primit rău. Da, pentru că binele care l-ai făcut cuiva nu era ceea ce îi trebuia acelui cuiva. Sau ai făcut un bine care ai considerat că îți place ție sau că ți trebuie ție, dar ceea ce îți trebuie ție nu trebuie la altul. Sunt într-un foarte mare dezacord cu dictatura, de orice fel. Dictatura într-o societate, dictatura într-o familie, trebuie fiecare, chiar din membrii unei familii, să-și respecte misiunea vieții unul a altuia, nu întotdeauna coincide. Așa că trebuie să fim îngăduitori unul cu altul. Nu vrea unul, nu vrea alta, și atunci trebuie ori unul dintre cei doi să fie îngăduitor cu celălalt, pentru să-l lasă să-și facă ce are de făcut, în loc să-l forțeze să facă cum ar vrea el.
De asemenea, a fost dictatura în care noi am trăit-o și care am găsit-o foarte grea aici în România și în estul Europei, care n-a lăsat pe oameni să creeze și să facă ceea ce ar fi trebuit sau ceea ce le-ar fi împlinit planul vieții. A fost forțat. Și vedeți durerea care a fost. Că atunci când sistemul s-a terminat, tot ce a fost creat dintr-o dictatură s-a destrămat. Sigur, putem să acuzăm că au intervenit oameni care n-au fost cinstiți sau au fost nedrepti. E adevărat și asta. Dar ăștia au fost doar un instrument de a destrăma ceea ce s-a creat. Pentru că dacă ceea ce s-a creat se crea dintr-un liber arbitru, fără să fie forțat, atunci probabil că valoarea ceea ce a fost era la fel de bună sau mai bună, dar nu se irosea în felul ăsta. Asta este felul în care nu s-a întâmplat numai în România, s-a întâmplat și în alte părți, în alte locuri. Deci, vedeți, este foarte important ca viața, atât individuală cât și socială, să se desfășoare sub egida liberului arbitru, sigur, atâta timp când nu se întâmplă rău, pentru că sunt limite. Dacă este liberul arbitru și respectă legea divină, legea onestității, n-are cum să se întâmple rău. Da, dacă, sigur, este liber arbitru și vine cineva și minte sau înșală, profitând de buna credință a indivizilor unei societăți, atunci, desigur că nu mai este. Deci a ieșit de sub protecția legii divine, legii onestității. Vedeți, foarte multe reguli care sunt pe pământ sunt în favoarea unora care le fac spre binele lor. Deci, deja s-a rupt și a plecat de acolo de unde ar trebui să fie. Se vorbea mult de comunism, n-a fost niciodată pe planetă așa ceva și nici nu cred că va fi în următoarele sute de ani, pentru că oamenii încă n-au învățat să fie onești, n-au învățat încă să trăiască sub egida legii onestității și sub semnul liberului arbitru. Sunt două lucruri care liberul arbitru lasă pe om să-și efectueze planul vieții fără a fi forțat. Că în clipa când forțăm pe cineva să facă cum am vrea noi, atunci automat rezultatele, ceea ce face, sunt mincinoase, nu sunt adevărate. Că nu le-a făcut din dorința sau din misiunea vieții lui, le-a făcut din misiunea vieții noastre, din dorința noastră, ceea ce e neregulă pentru acel individ. De asemenea, în clipa când apare dezonestitatea, atunci din nou ieșim de pe planul vieții și începe rătăcirea și, sigur, calitatea vieții scade. Calitatea vieții scade la nivel de familie, la nivel de societate, la nivel de țară și de oriunde. Dar să ne întoarcem înapoi la sănătate, pentru că și cei mai mulți dintre noi suntem preocupați de cum să facem să ne păstrăm sănătatea și să înțelegem exact de ce ne îmbolnăvim. Dragii mei, da, să ne îmbolnăvim. Pentru că ne stresăm, pentru că facem cum ar trebui să nu facem, călcând legea divină, și pentru că facem ceea ce ar trebui să nu facem. Nu ceea ce ar trebui să facem, ci ar trebui să nu facem. Și atunci împingem pe bietul creier să creeze noi mecanisme de a trăi o trăire care n-a fost programată, lucru care nu este de folos nouă, nu ne este de folos pentru împlinirea vieții, pentru împlinirea destinului, pentru împlinirea misiunii vieții. Nu este de folos și creierul lucrează, mă repet din nou, că vreau să fiu convins că ați înțeles foarte bine, creierul nu este pregătit pentru a lucra altfel de cum a fost programat, pentru că lucrând altfel trebuie să reprogrameze, trebuie să creeze mecanisme noi și lucrul este mult mai greu. Lucrul este mult mai greu, are nevoie de mult mai multă energie, are nevoie de mult mai multă activitate de gândire și de creare, lucru care din nou creează această oboseală a creierului și se manifestă ca o hipercontracție neuromusculară și chiar a creierului. Vedeți? Dacă există o traumă craniană, o fisură craniană sau o contuzie undeva pe creier, da? Toți trecem prin din astea. Depinde de locul unde este această fisură craniană, această contuzie, această abnormalitate anatomică, acest proces patologic undeva
undeva într-o zonă anatomică de pe cap, e sigur, dacă este foarte mult stres, acolo se dezvoltă o inflamație. Se tensionează mușchii din zonă și creează o cicatrice mai mare, creează aderențe, se dezvoltă un proces inflamator, lucruri care afectează activitatea creierului. Și în felul ăsta se produc tulburările cerebrale, tot felul de boli care apar undeva pe creier, pentru că crește toxicitatea, scade vascularizarea, că se creează o tensiune locală, vasele, capilarele sunt împiedicate să îngustate, iar circulația substanțelor nutritive trec mai greu sau mai puține, creierul face un efort mai mare decât ar trebui în clipa când nu merge cum ar trebui să meargă, când nu merge pe drumul care este trasat, deci munca creierului crește, sigur, din pricina traumei, mutații anatomice sau din pricina efectului post-traumatic, atunci scade zona respectivă, din funcția zonei respective și apar tot felul de tulburări și apare Alzheimer și apare o demenție precoce, timpurie, mai devreme decât ar trebui, apar tot felul de tulburări care din nou se datorează celor două elemente. Mai întâi, slăbiciunea conferită de un efect post-traumatic, dar cea mare este, sau efectul dat de majoritar, este stresul, munca excesivă a creierului, care nu a fost programat nici să o facă, nici cum să o facă. Vedeți? Sper că am reușit să vă, să vă dau din ceea ce știu eu, din ceea ce am înțeles eu din experiența mea de mai multor zeci de ani a lucrat cu pacienții, din ceea ce am înțeles eu trecând prin viață și prin unele din culturii lumii, ceea ce vă spun sunt lucruri pe care eu mi le-am înțeles personal, le-am practicat în munca mea ca om de sănătate. Sunt lucruri care în ultimul timp am avut din ce în ce mai mare succes. Vedeți, despre cauza supremă a bolilor date de stres am înțeles-o foarte bine acum, cred că 8-9 ani. Iar când am înțeles-o atunci, eu în New York am avut două cabinete. Unul care era un etaj al casei mele, iar unul în zona celebră din New York, pe Fifth Avenue. Și atunci acel cabinet din Fifth Avenue era cel care era foarte solicitant și trebuia să fiu în permanență acolo. Nu puteam să plec de acolo și deci era frecventat de preamărimile orașului, New York statului și sigur veneau pacienți din alte țări. Și mă lega foarte tare. Când am înțeles lucrul ăsta, căci de fapt care este cauza supremă a bolilor, care este elementul care dă cel mai mult ajutor evoluție unei boli și ajunge și ca boala să ajungă la un efect maxim și cel mai dureros și cel mai fricoșător, atunci mi-am închis cabinetul și am început să călătoresc în lume și să vorbesc despre lucrurile astea pe care le-am înțeles eu. Sigur, după ce le-am practicat pe pacienții mei și după ce am avut rezultate de, aș spune eu, cam 95% benefice. Și sigur că simt marea bucurie și marea satisfacție și marea, aș spune eu, plăcere, împlinire de a da oamenilor, pentru că consider că asta e menirea mea, să dau oamenilor ceea ce am adunat de la ei, să le dau un pic amplificate de înțelegerea mea, un pic îmbogățite de cunoștințele mele ca om de sănătate, în dorința de a se ajuta singuri. Am văzut mulți pacienți care s-au vindicat de cancer. Chiar sub ochii mei am participat la tratamente de cancer care s-au retras în totalitate. Dar, din nou, numai dacă indivizii respectivi și-au modificat total participarea, gândirea,
luarea de decizii de către mintea lor și le-au schimbat, au eliminat tot ce era dezonest, tot ce era producător de stres și s-au întors înapoi la, la menirea pentru care au fost meniți, au fost, li s-a dăruit viața, s-au întors înapoi la, la, la planul vieții și au eliminat tot ceea ce era altfel sau împotriva legii divine. Și s-au vindecat foarte mulți. Pe unii nici n-am fost eu implicat acolo. Mi-au povestit, din ce mi-au povestit ei, au reușit să se bucure de, de acea vindecare miraculoasă de cancer. Nu știu dacă este bine să mă apuc să povestesc multe din ce am întâlnit eu, cred că ar fi plăcut, dar sunt multe și sunt, nu știu, e timpul, nu știu dacă este foarte bun, foarte îngăduitor. Prefer să vă ascult întrebările noastre. Deci, dragii mei, acolo ne îmbolnăvim, unde se produce stres, iar stresul se produce unde este întâlnirea între entitatea fizică și entitatea spirituală. Vedeți, este, ce vă spun acum este puțin cam, un pic cam dur, aș zice. Uitați cum văd eu lucrurile. Când ne doare ceva, este o reacție, un semn. Căci acolo este o problemă și atunci noi trebuie să găsim soluția pentru a împiedica problema respectivă. Deci este un semn, este un mesaj pe care creierul îl dă individului. Durerea, deci este un semnal de alarmă, doare acolo, vezi ce este acolo, înainte de a evolua boala foarte departe, ca să nu mai poată fi reparată. Și vezi ce faci ca să o tratezi și ca să o elimini. Dacă nu suntem atenți la lucrul ăsta, atunci boala evoluează, durerea devine, poate la un moment dat se inhibă, se petrec niște obstrucții de neurotransmisii la creier și poate durerea nu doare sau doare mai puțin. Dar afecțiunea, trăind la fel, sub același stres, afecțiunea crește și ajunge la cancer. Cum gândesc eu? Eu gândesc în felul următor, căci vă spusesem mai înainte, căci sufletul este acel... acea entitate, acel element, acea entitate care supraveghează împlinirea destinului, supraveghează dacă ceea ce ne-am dat să facem, ne-am programat să facem, facem. Dacă facem ceea ce trebuie să facem, dacă facem cum ar trebui să facem. Și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci se întâmplă stresul care se duce și atacă organele care sunt mai sensibilizate și mai predispuse tulburărilor de sănătate și dacă în continuare nu facem nimic ca să schimbăm la sursa de stres, atunci boala evoluează și se duce la cancer. Deci eu zic că sufletul supraveghează lucrul ăsta, vede și este foarte onest cu noi și ne atrage atenția, doare, fă ceva și, sau sunt tulburări aici, fă ceva și îndreaptă lucrurile și dacă nu faci nimic, sigur că se întrerupe viața pentru că și mergând pe lângă drumul care trebuia să mergi, viața nu-și mai are rost. Deci dacă nu faci ce trebuie să faci, viața este deprisos. Din nou, suntem aici să facem ceea ce trebuie să facem, iar dacă facem cum nu trebuie să facem, în loc să adunăm o esență, esențe pozitive, care să ajute evoluția spirituală, adunăm negative. Și atunci nu facem altceva decât să împiedicăm evoluția spirituală. Vedeți, natura asta este extraordinar de perfectă, este extraordinar de onestă cu noi, de perfectă cu noi. Niciodată nu se întâmplă, nu apare un dezacord între a primi și a da. Facem bine, primim bine, sau nu primim rău, mai exact. Facem rău, primim rău. Deci, binele este așteptat, pentru că și binele este programat de la începutul începutului. Răul nu este necesar, nu este de folos evoluției spirituale, creșterii spirituale. Deci, răul este contraindicat, nimeni nu vrea rău. Și dacă noi tot ne dăm rău și tot dăm de prin ceea ce facem rău, nu să facem bine, atunci sufletul, sigur, cu toată durerea,
nu? Că îl doare și pe el, se spune, este vorba aia, mă doare sufletul sau îl doare sufletul sau te doare undeva înăuntru, te doare înăuntru, acolo unde se presupune că ar fi sufletul, în zona toracală, undeva în zona miocardului, se spune că ar fi sufletul, simți o durere acolo, simți o neplăcere, simți o incomoditate, simți o nefericire, da? Și atunci asigur că sufletul este de acord, Dumnezeu, trebuie să întrerupem această viață, pentru că în loc să faci bine, faci rău. O să vă puneți întrebarea, da, Dumnezeu, dar omul ăsta a făcut bine la toată lumea. Și de ce are cancer? Da, pentru că făcând bine, n-a avut la alții, n-a avut grijă să-și facă și lui bine. Și atunci a pus presiune pe el mai mare și n-a avut grijă de a-și da lui suficientă energie pozitivă ca să crească, ca să evolueze, ba dimpotrivă, a luat de la el prea mult ca să dea la alții și atunci n-a mai rămas cu nimica pentru el. Deci e tot la fel de păcat să faci rău altuia sau să faci rău ție. Deci aș spune eu că și rezultatul negativ este aproximativ același. Este foarte important să avem grijă de noi despre a ne face misiunea vieții noastre. Sigur, făcând bine la alții este minunat, dar să nu ne uităm pe noi, pentru că ne-am născut, existăm și plecăm pentru noi. Ne-am născut aici, suntem pentru noi și sigur, făcând bine altora, trebuie să ne facem bine nouă și invers, făcându-ne bine nouă, trebuie să facem bine altora. Deci să nu ne neglijăm pe noi niciodată, trebuie să avem grijă să mintea să fie echilibrată, corpul să fie echilibrat, să mâncăm cum trebuie, să dormim cum trebuie, să gândim cum trebuie, să încercăm prin relația cu cei din jur să o păstrăm cât mai bine, fără a încerca să creăm răni celor din jur sau să îi rănim sau să îi deranjăm, pentru că făcându-i rău cuiva, acel rău îl facem în același timp nouă înșine. Sigur că este foarte important să avem grijă de noi, pentru că noi suntem centrul universului existenții vieții noastre. Noi suntem aici pentru noi. În același timp, sigur, prin tot ce facem, trebuie să facem bine altora, să ne ferim, să ne facem rău, și pentru că, din nou, făcând rău oricui, acel rău, în același timp îl facem nouă. Sigur, fără să ne dăm seama, din a face rău, extragem o informație care reprezintă răul. Acea informație o depunem în departamentul memoriei conștiente, iar în clipa când trebuie să luăm o decizie, acea informație fiind procesată, pentru că toate deciziile care le luăm în baza acestor informații care le-am adunat de-a lungul vieții, în clipa când trebuie să luăm o decizie, acea decizie, dacă este luată în baza sau conform sau este procesată o informație care duce sau care poartă un negativitate, decizia este negativă, iar trăirea devine tot negativă. Și atunci, sigur că răul pe care l-am făcut și care este reprezentat de acea informație negativă, ne produce o decizie negativă, deci în felul ăsta răul se întoarce la noi. Din nou, noi tot ce cerem cuiva, ne cerem nouă. Noi suntem un univers care trăim prin noi însuși. Sigur, avem impresia că depinde de unii și de alții. Da, depindem, dar acele dependențe sau acele corelații sunt făcute de noi. Noi avem dreptul să, noi putem să le alegem, noi putem să le, unii zice, nu, da, ești într-un context anume și depinzi de șef sau de ăla sau de ăla. Nu, sunt acolo, dar poți să eviți. Poți să eviți, sigur că uneori nu găsim soluții, pentru că nu, ori nu gândim suficient de profund, ori nu cerem sfatul, poate cuiva care trebuie să ne ajute, ori suntem atașați de un lucru anume, sunt adicțiile astea care ne păcălește și ne înșală foarte mult, atașamentele care ne păcălește și ne înșală, suntem atașați de ceva și nu ne lasă să ne facem planul vieții, pentru că ne-am agățat de lucrul ăla și ăla nu ne lasă să ne eliberăm ca să putem să gândim conform
planului pe care îl avem, că suntem atașați de ceva anume. Vedeți, așa sunt adicțiile astea. Sigur că nu e cazul la cei mai mulți dintre noi, dar adicții ba de tutun, ba de alcool, ba de una, ba de alta, sunt foarte multe. De multe nici nu ne dăm seama. Am participat astăzi la o emisiune unde vorbea despre o emisiune de televiziune, parcă, unde se vorbea despre violența în familie și doamna spunea, da, domnule, cum să faci dacă există o violență? Simplu, dacă la începutul relației nu s-a restabilit niște reguli, atunci sigur că este un dezacord. Da, bine, și dacă dezacordul continuă, foarte bine, trebuie să separe indivizii pentru că nu trebuie să-și incomodeze unul altuia desfășurarea planului vieții. Dar dacă unul nu vrea, cum nu vrea? Bine, s-a atașat că e mai ușor așa. Și atunci este violent, dar s-a atașat așa. Vedeți, este acea adicție, că este mai ușor așa și sigur s-a obișnuit cu violența și săraca beata femeie trebuie să suporte și trebuie să, poate să fie și invers, să suporte consecințele acelei adicții. Sunt foarte multe adicții de care nu ne dăm seama. Dar acolo unde ceva, nu ne putem rupe de ceva, deci este un lucru patologic acolo. Nu putem să ne dezlipim de acea adicție și să ne eliberăm ca să putem să gândim cum trebuie, să putem crea cum trebuie, să putem desfășura împlinire, de putem împlini, nu, misiunea pe care o avem. Probabil că o să-mi puneți mai multe întrebări, mai las câte ceva pentru mai târziu. Eu cred că v-am vorbit despre intersecția celor două planuri, cele două căi, cea materială, cea spirituală. V-am vorbit despre intersecția unde este, care este dată de acel destin, de acel plan al vieții, de acea ursită, mai multe părți se vorbește altfel, dar să știți că la noi, la români, sunt astea, sau cel puțin pe vremea când eram eu mic și trăiam în România, astea erau cele mai, erau, se vedeau cel mai bine din tradițiile populare, erau cele mai bine, cel mai bine exprimate, mai bine decât în orice cultura lumii, în orice cultură, în orice nație. Nicăieri am întâlnit, am bântuit mai toată Asia, Australia, Japonia, Sud-America, America de Nord, o parte din Africa. Nicăieri nu le-am văzut atât de plauzibile, atât de realiste ca în România. Din nou, nu mai știu cum este acum, eu în România am plecat de foarte mult timp, dar atunci când eu am copilărit și mi-am petrecut tinerețea sau prima parte a vieții, le-am văzut, le-am mai târziu le-am experimentat și aș putea spune că și cel mai eficace și cele mai multe informații despre ce este viața și ce e cu noi aici, le-am luat de la noi din România, din tradițiile populare. Sigur, le-am văzut confirmate și în alte părți, mult mai superficial decât sunt în România. Sigur că am mai văzut și în alte părți câte ceva, dar cam pe tot globul este cam același lucru. Deci se pare că omul a fost creat de, eu știu, de acel arhitect, nu? Toți oamenii au fost creați la fel. Au fost presărați, nu? În diversele părți ale lumii. Unii s-au adaptat în funcție de condițiile geografice, s-au separat puțin superficial într-un fel altul, dar în esență, peste tot pe planetă este cam același lucru, peste tot omul este același, peste tot omul păstrează același rol. Peste tot omul, viața omului este destinată acelui scop, iar tulburările de sănătate sunt același. Iar felul în care sănătatea se deteriorează este un șablon, este absolut exact la fel. Sigur, am văzut oameni care aveau vârste de 130 sau mai mult de ani, erau oameni mai cumpătați, erau oameni, nu știu dacă erau mai curajos, dar nu aveau frică de nimica și nu alegeau
minciuna pentru a traversa o greutate sau o dificultate. Nu, nu aveau atașamente, nu erau atașați de nimic. Era mai ușor, luau deciziile de a trece prin anumite trăiri și erau, spunem noi, echilibrați. Am cunoscut chiar și, eu știu, anumiți care am numărit eu sfinți, ACP, chiar în țara noastră, da, care au trăit undeva de 90 ceva, 100, 100 ceva de ani, care erau incredibili de ca copii, care nu învățaseră să mintă, care nu învățaseră să fie dezonești, care nu învățaseră să fie decinstiți și care nu le era frică de nimic. Pentru că, știți ceva, chiar că nu justifică frica, pentru că noi, vă spun un lucru care l-am înțeles în ultimul timp din ce în ce mai mult, am participat la o emisiune cu doamna Fântânaru pe Antena 3, vorbind despre frica la români. Sigur că vieții românii au trecut prin lucruri grele, prin situații foarte grele, iar intrarea în comunism a fost una din cele mai grele, cele mai grele de pe planetă, aș putea spune. Sigur că traumele și intrarea în comunism, trecerea de la o organizație socială la alta, a fost impusă și a fost a rezultat în urma acestei treceri frica. Oamenii au fost chinuiți și a fost în inima lor sau în sufletul lor sau în mintea lor, mai exact anatomic, frica a fost însămânțată atât de adânc încât este transmisă și la fii și la nepoți și la strănepoți și sigur că frica ne scoate uneori de acolo de unde este o trăsătură de caracter care uneori ne îndepărtează, luăm decizii sub egida fricii în loc de să o luăm sub egida curajului, ne scoate de acolo de unde ar trebui să fim ca să luăm deciziile care trebuie luate într-o situație anume, situație făcând parte din sau situație care are repercusiuni asupra împlinirii planului vieții. Vedeți, sunt traume care devin o adicție, care genetic se imprimă acolo pe scoarță ca informație și sunt greu de scos. Dar întotdeauna când întâlnesc situații din ăștia, spun, nu trebuie să fie frică pentru că, de fapt, în planul vieții tale, frica nu este inclusă. Probabil că una din misiunile pe care le ai aici este de senzație de frică, care e o senzație negativă și îți împiedică evoluția, trebuie să o înlocuiești cu o senzație de curaj, de îndrăzneală. Din moment ce în planul vieții nu este inclusă frica, nu este parte din creșterea spirituală, trebuie să te debarașezi de ea și să ai curaj, că nu se întâmplă nimica. Sigur că frica ne obligă mintea să creeze situații, să gândească conform fricii. Deci frica guvernând, nu? Guvernând gândirea noastră, guvernând luarea de decizii, atunci tot ce decizie care o luăm noi este influențată de acea senzație de frică. Dar nu este conform planului vieții, nu este conform legii divine, nu este conform a nimica din ceea ce ni s-a dat să trăim. Este doar o senzație care este sătită în mintea noastră ca informație care atunci când gândim este procesată, dar nu este conform existenței noastre divine, pentru că noi, omul, prin spiritul nostru, avem o existență divină, suntem legați de perfecțiune, suntem legați de Dumnezeu. Așa că dacă nu ne este frică, suntem protejați de Dumnezeu. Suntem protejați de misiunea vieții, de planul vieții. Nu ne se poate întâmpla nimic. Deși sigur că frica, dacă nu îndepărtăm în întregime, mai rămâne câte un pic, dăm vina pe asta. Nu trebuia să fac asta, că mi-a fost frică și m-am forțat și am făcut-o. Nu, să nu fie frică. Să experimentați lucrul ăsta. Faceți-mi mie o bucurie mie sau faceți-vă dumneavoastră o bucurie și călcați-vă pe inimă, uneori când este frică de ceva, spune, ia să nu o fac eu, ia să fac eu cu curaj lucrul ăsta. Și o să vedeți că vă iese. Dacă nu vă iese foarte bine, înseamnă că încă o bucătică din frică a mai rămas acolo înăuntru. Și atunci afectează negativ
decizia luată de mintea noastră, decizie care sigur este transformată într-o trăire, căci deciziile, toate trăirile noastre sunt construite în urma unei decizii luate de mintea noastră. Mintea omului creează aproximativ 30-35 de mii de decizii pe zi. Deci fiecare manifestare de-a lungul unei zile este în urma unei decizii luate de mintea noastră, decizie care, la care participă nu mintea în urma, ceea ce procesează informațiile acumulate de-a lungul vieții și depuse în departamentul mereu conștiente. Deci încercați, vorbeam cu doamna Fântânaru în emisiunea cu ea, ce e de făcut la asta? Simplu, fiecare dintre noi trebuie să călcăm pe acea informație, pe acea senzație care este frica. Și atunci avem curaj să facem, să spunem, să participăm la ridicarea nivelului social de viață în locul unde suntem, în familie, în oraș, în țară, în societate. Pentru că, vedeți, aici eu văd, România este una din țările cele mai bogate, aș spune eu. Iar românul este unul din cetățenii sau indivizii specii umane cei mai inteligenți. Au imaginație, au forța gândirii, numai că sunt aceste impedimente, sunt aceste informații care au fost sădite noi, ba de la turci un pic, ba pe urmă a venit comuniștii și le-au sădit foarte adânc și foarte tare. Este zdruncinător, am fost ieri în Gherla și am văzut pe lângă efectele și pe lângă pușcărie, am vorbit cu niște oameni care au lucrat acolo, niște lucruri zdruncinătoare. Sigur, eu însumi m-am trăit prima parte a comunismului și mi-amintesc că toți oamenii care aveau un pic de inițiativă au fost deportați, foarte mulți au fost tineri, au fost bani pușcați, bani trimiși în pușcărie. Sigur că asta a sădit fica la familiei oamenilor, la satele unde s-au întâmplat lucruri din țara și toți românii au trăit într-o teroare de frică pe vremea comunismului, teroare care încă, senzație care încă există. Vorbeam săptămâna trecută cu un domn care a fost în pușcărie, un domn de 80 și cred că 9 de ani și îi spun, a fost un deținut politic, unul din foarte puțini mai în viață și îi spun, deci trebuie să scrie despre asta. Nu, mi-e frică, domnule. Acum, după atâta timp, cât sunteți, aveți 89 de ani și dacă spuneți toate lucrurile astea, este de mare folos urmașilor dumneavoastră. Nu, mi-e frică, eu am copii, domnule, și... Sigur, vedeți, încă omul săracul, la vârsta de aproape 90 de ani, încă era dominat, era încă controlat de senzația de frică și după aia am vorbit cu copiilor lui. Și sigur, anumite nereguli la care ei participau, le-am atras atenția. Erau foarte incomozi, nu se simțeam în largul lor. Din nou, senzația de frică, sentimentul, uneori apare, este involuntar, deci nu o percepem, știți cum este, așa cum gândești, crezi că așa e cel mai bine, așa cum știi, crezi că așa e cel mai bine, chiar gândirea fiind defectuoasă, chiar ceea ce știi nefiind de cea mai bună factură, dar aia e cea mai bună, pentru că pe aia o știi tu, pentru că așa știi tu, pentru că așa ai fost învățat să știi, să faci și să trăiești și să te manifeste. Și atunci, sigur, ideal este ca noi să ne deschidem și să lăsăm frica asta, că nu ni se întâmplă nimica. Suntem apărați, suntem protejați de destin, de planul vieții. De planul vieții, dacă îl trăim onest, ăla ne protejează. Și, din nou, sigur este așa. Vă spun că este, am practicat-o pe pielea mea, că și eu am fost cu frica în mine, am trăit și eu tot aici pe vremea aia. Și încet, încet am lucrat la mine, sigur că nu cred că am scăpat de tot 100%, dar am văzut diferența între când mi-era frică și când nu mi-este frică.
Sigur, multe din ceea ce vă spun sunt trăite, sunt experimentate, sunt simțite de mine, le-am practicat în locul meu unde trăiesc, am văzut la alții, am văzut la alte culturi, la alte nații, la alți oameni, am purtat discuții de, zic eu, foarte mare profunzime, eu știu, la nivelul 4-5 de gândire, cu tot felul de oameni înțelepți ai planetei, ai lumii, și am înțeles lucrurile astea pe care cu multă, eu știu, cu dorință, cu dăruire vi le dăruiesc și dumneavoastră, pentru că zic eu că asta este misiunea mea, iar a dumneavoastră este să vă faceți bine, să trăiți bine și sigur că dacă puteți să mai dați din ce ați adunat și altora. Aș vrea să, înainte să închei, v-am dat doctoria care este foarte necesară pentru depresie, pentru sindromul neurodepresiv. Este, vă spusesem eu, că este senzația de împlinire, senzația de a te simți util, senzația de a te simți de folos celor din jur, senzația de a te simți că și prin ceea ce faci îți dezvoltă senzația sau sentimentul de împlinire. Asta este doctoria cea mai bună pentru buna funcționalitate a creierului. Și vedeți, dacă chiar vrei să fii fericit, fără să percepi și fără să îți însușești și fără să simți senzația de împlinire și senzația de a te simți util și necesar, nu poți să fii fericit. Fericirea aia că sunt fericit că mi-a luat aia bărbatul sau prietenul sau femeia sau nevasta, sau, mi-a luat aia, mamă ce fericit sunt că mă duc acolo, sunt fericit. Alea sunt doar niște bucurii care sigur că sunt frumoase și sunt bune, că ne ajută să nu știu, să avem o mică împlinire a unei mici dorințe, dar nu, aia nu este fericirea, este o bucurie. Bucuriile uneori sunt false. Bucuria poate să apară în urma unei dorințe greșite. Este o bucurie superficială, care durează foarte puțin. Bucuriile care sunt adevărate sunt cele care durează veci, pentru totdeauna. Deci, ăsta este doctoria împotriva sindromului neurodepresiv, care din ce în ce mai mulți dintre noi ne simțim depresivi sau plictisiți de viață sau nu găsim drumul sau nu ne găsim utilitatea sau e bine să încercăm să ne detașăm de răsplata materială. Să ne detașăm de orice. Vedeți, am conferențat de la noastră, mă bucur că am avut șansa să vă dau din ce am avut de dat. Aș putea spune că sunt chiar un pic egoist. Dar mă bucur și îmi face o mare senzație de împlinire și bucurie este foarte mare, deși probabil că pe niciunul dintre dumneavoastră nu-i mai văd niciodată, dar nu contează și nu vreau nimic de la nimeni dintre dumneavoastră, decât vreau să știu eu că v-am dat la modul cel mai onest, lipsit de absolut orice fel de dezinteresat fiind, da, din ce am avut, presupunând că la unii dintre dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, ceea ce am spus este de folos. Și vă promisesem eu că vă mai dau încă o doctorie. Vedeți, mulți dintre noi avem traume, care traume așa numite, traume psihice. Aceste traume psihice sunt o sursă permanentă de stres, o sursă permanentă de senzație neplăcută, de greutate în trăire, de incomoditate în trăire. Aceste traume uneori s-au întâmplat în copilărie sau de-a lungul vieții, mai devreme, mai târziu. Și, vedeți, ce este o traumă? Este a trecut printr-un moment care, dintr-un motiv sau altul, de cele mai multe ori, din pricina vanității sau din pricina un caracter dificil al noastrei însuri, am perceput un lucru neplăcut, care nu ni s-a potrivit, care nu ne-a plăcut. Și în urma acelei trăiri am extras o informație negativă.
care este dătătoare, atunci când informația este procesată, este dătătoare de o senzație neplăcută, negativă. Decizia este neplăcută, negativă de asemenea. Iar atunci când informația este procesată și folosită, automat ne duce înapoi la momentul traumei, ne întoarce înapoi, acolo, fără uneori spunem obsesie, uneori spunem un atașament, uneori spunem senzație de vină, uneori spunem insultă. Toate sunt niște neadevăruri. Adevărul este că din greșeala noastră de a percepe un lucru anume sau de a nu-l judeca cu iertare și cu îngăduință, atunci informația o transformăm într-o senzație, într-o informație negativă. Cu cât este mai negativă, cu atâtea repercursiuni acestea sunt mai dramatice și mai dureroase de-a lungul vieții și mai incomode. Am avut de mai multe ori șansa să tratez pacienți de felul ăsta și le-am studiat foarte bine. Doctoria cea mai necesară, cea mai utilă, cea mai eficace în situațiile astea este simplu, e în mâna noastră. O avem în buzunar în permanență. O avem în inimă în permanență. Numai că am închis-o acolo și nu o folosim. O ținem bine închisă. Este, dragii mei, iertarea. Dacă reușești să ierți pentru oricine, pe oricine, pentru orice, și să-l îngăduiești, atunci, automat, repercursiunile, acele informații, acele senzații de traumă, automat dispar. Dar trebuie să reușești să ierți într-adevăr. Într-adevăr să ierți. Să te ridici deasupra slăbiciunii care ai avut-o atunci când acea informație a fost extrasă și a fost pusă în departamentul memoriei conștiente. Dacă reușești să-ți înfrângi, să te ridici deasupra slăbiciunilor de caracter, aș putea spune chiar defecte de caracter. Dacă putea să ridici deasupra vanității, deasupra mândriei, nu? Mulți dintre noi suntem mândri, sunt pe cum mie, pe să-mi vorbească așa, pe să se poarte așa. Nu, domnule, nu. Vedeți, felul ăsta de a vedea lucrurile în relație cu alții, chiar cu noi însumi, atunci astea ne creează traume, distorsionează calitatea informației, distorsionează calitatea deciziei luate de mintea noastră, împiedică chiar mintea de a procesa informația respectivă, amplifică negativ procesarea informației respectivă, amplifică, distorsionează mai mult, creează o mutilație a calității deciziei luate de mintea noastră și vă dați seama că trăirea este defectuoasă și este dătătoare de... Nu este dătătoare de bine, nu este dătătoare de bucurie, de senzație, de împlinire, de senzație, de utilitate. Este mutată, este bucuria, este înlocuită de o neplăcere, de o indiferență, de o senzație, da, nu e regulă, nu-mi place, nu-i suficient, nu este așa. Deci, dragii mei, înainte de a închide și de a mă opri aici, pentru că vreau să îmi dedic un timp mai mult să vă ascult ce doriți dumneavoastră, să vă spun că acum v-am spus ceea ce am considerat eu, nu știu dacă am nimerit bine sau nu, vă las cu această enorm de mare doctorie, enorm de eficace, iertarea. Este foarte important ca după ce plecați de aici și aveți inima strânsă, o strânsoare de inimă determinată de o persoană anume, de cineva anume. Domnule, iartă-mă, este un cuvânt care nu înseamnă decât bine. Te iert pe tine. Mă veți ierta că am curajul să vă întrerup. Poate că ar fi util pentru noi toți să ne dați câteva exemple de cazuri întâlnite de dumneavoastră de-a lungul timpului. Da. Trăim sentimentul de mulțumire că am ales să fim în această seară aici, alături de dumneavoastră și de a cunoaște atâtea lucruri importante și utile pentru sănătatea noastră. Poate ne oferiți și câteva exemple. Da, sunt așa multe de spus de parcă am senzația că nu v-am dat suficient și sunt uneori captivat de dorința de a vă dori cât mai mult. Aveam odată mi-a venit o pacientă
pacientă avea o vârstă de, cred că avea 70 și undeva în apă, în partea de sus a lor 70, aproape de 80. O doamnă din elita mare a lumii, sigur că îi cunoașteți numele, dar nu e bine să spun, și știți cine este, în sfârșit. De 20 de ani a venit cu soțul ca să avea un sindrom neurodepresiv și de 20 de ani nu vorbea nimic cu nimeni și nu-i păsa de nimic, deși, eu știu, ei aveau un confort, dar de mai multe zeci de miliarde. Și a venit să o examinez și să o tratez. Acum, e foarte greu să tratez un sindrom neurodepresiv. Eu, ca un specialist în structură, eram la vremea aia, începusem, de fapt, să intru în cealaltă zonă, în zona gândirii și efectelor negative date de procesul gândirii și de calitatea deciziilor luate de minte. Mai întâi am spus, dragă, am să te examinez și să văd dacă este ceva în neregulă, anatomic, undeva la ceafă, undeva la cutia craniană, undeva la o articulație a oaselor craniene sau faciale, undeva. Am examinat-o, era perfectă, era o structură super sănătoasă și super bună și frumoasă, care dezvolta o structură genetică care putea să trăiască și sute de ani. Și zic, dragă, nu am găsit nimica ca un anatomopatolog care ar participa la un dezechilibru hormonal sau la ceva care să afecteze chiar buna funcționalitate a creierului. Dar dacă chiar vrei să te ajut, am să te rog să-mi dai voie să intru în intimitatea ta și am să încerc să fac față dificultății diagnosticului și dificultății sursei care generează acest neurodepresie. Era femeie care nu vorbea aproape nimic, decât soțul ce vorbea. Și spun, dacă ești de acord, atunci merg mai departe cu consultația și am să încerc să ajung acolo la cauză. Și înainte să zică ea da, soțul spune, da, sigur că da, doctore, dă-i drumul, dă-i. Confirmarea soției, nu pot. Și atunci a sfârșit, el, haide dragă, dă zi da. Ia, da, domnule, da. Bine, și întreb mai întâi, dragă, ai copii? Da. În ce relație ești cu copii? Bună. Cu soțul văd că ești bine, că îți poartă de grijă, te duce pe la nu știu câte sute de doctori, deci relația presupun că este foarte bună. Da, e bună. Ai părinți, mai trăiește ceva? Da, trăiește mama, o viperă. Da. Ce vârstă are mama? Nu mai moare, domnule, are 99 de ani. Și mi-a fost frică, trebuie să vă mărturisesc, că era o goană din lumea asta foarte mare. Eu eram mic, eram acolo, într-un colț al biroului. Și zic, și de ce e cu mama? Nu vorbesc cu ea de 20 de ani, domnule, nici se poate vorbi cu ea. E o nenorocire. Nu. Și nu vrei să vorbești cu ea? Na, nici când. Păi dacă nu vrei să vorbești cu ea, înseamnă că nu ai șansă să-ți refaci, să îndepărtezi sindromul ăsta neurodepresiv, de care văd că este foarte rău. Era săraca închisă, ochii închiși, încruntață, era aci, am rugat fata care era cu mine să stea lângă mine să nu dea cu ceva în cap, că dacă o supăram, la cât era așa de încrâncenată și așa de supărată pe viață și pe oricine. Și sunt dragă, aș vrea să intru un pic în interiorul relației tale cu mama ta, dacă ești de acord. Well, nu știu, intervine soțul, i-am făcut puțin semn, fata i-a făcut semn. Da, dragă, da, sigur, ai promis, da, trebuie să te ții de cuvânt. Da, bine, domnule, bine, doctor, ok, da, bun. Și ce se întâmplă cu mama? Aia, domnule, necazul mare, mi-a spus odată aia și m-a rănit, m-a insultat, domnule. Da, mama e o nenorocire. Spun, dar ai fi dispusă să plătești pentru restabilirea sănătății minții tale? Da,
sunt dispusă. Chiar dacă este vorba despre intervenția cu mama, well, nu, bărbatul, cum drag, ai promis că îi lași băctură să intre, să aprofundeze relația cu mama. Well, ok, bine, domnule. Dă-mi telefonul mamei. Nu, eu nu l-am, nu știu, nu l-am făcut de 30, de 20 de ani, nici nu știu. Bărbatul, spune-o, bărbatul, auzi, tu ai telefonul lui maică sa. Da, îl dau acum. Ăla imediat a scos tot, a pus pe masă, el, omul era săracul era mai îndurerat decât ea. Mi-a dat telefonul și o sun pe bătrână. Mă sun, îi dau telefon, hai Susan, hello, who are you? Cine ești tu acolo? Eu sunt un doctor și te sun cu o mare rugăminte, pentru că fiica ta este la mine. Cine, fiica mea? Da, fiica mea este o nenorocită, domnule. De ce? Nu vorbește de 20 de ani, nu mă băgă în seamă, parcă n-am făcut-o eu. Ai vrea să vorbească cu tine? O, sigur că da, e doar eu am făcut-o, e fiica mea. Da, și ai vrea să discuți cu ea? Oare, dacă ea vrea să discute cu mine, of course că vreau să vorbesc cu ea, sigur că da, da. Dar nu vrea, domnule, e o nenorocită, domnule, el nu știe ce, nu, eu nu știu ce se întâmplă cu ea. Și zic, eu aveam telefonul meu, avea mai multe extensii, linia telefonică. Și spun, o secundă, dacă tu vrei să vorbești cu ei, eu am să încerc, pentru că sunt aici într-o luptă să o scoatem din acest sindrom neurodepresiv care suferă, săraca foarte. Suferă? Da. O doare, este tristă, nu mai trăiește, nu gustă nimic din viață. Ce vorbește? Nici n-a știut asta, bătrâna. Avea 99 de ani și era drăguță. Era o mamă bună, știi? Și îmi spun, Susan, ești drăguță, îi spun lui Fisa, ești drăguță să iei telefonul să vorbești cu mama. Bărbatul îi dă cu cotul, pune dragă mâna pe telefon și vorbește cu mama, dacă așa e promisul doctorul. Da, ia telefonul și zic, Susan, fiica ta este Elisabeth, este la telefon, vrei să discutăm între ei, așa să... O, da, sigur că da, mama. Ea zice, Elisabeth, spune hello lui mama ta, hi, mam. Mama zice, Elisabeth, ce m-a speriat, atunci mi s-a ridicat părul în cap, mi-a dat să plâng. Știi ce greu mi-a fost cumplit de greu. Și, vai, Elisabeth, nu te-am auzit de 20 de ani, spune măsa. Yes, mam, am trecut prin greu. Sper să se termine greu. Nu știu, lucrăm la asta, ei spune. Și încet, încet, eu am mai fost acolo mediator, am mai tras-o de limbă pe ea, am mai îmbunat-o pe bătrânică, le-am luat, a zis că suntem bolteni, suntem români, am negociat foarte bine, l-am apropiat. Ei, până la urmă, a început discuții, ce faci, mam, tu ce faci? Zic, ce părere aveți dacă cinăm împreună una din seriile următoare? Bătrâna zice, da, eu sunt gata chiar de seară. Am program de seară. Lasă bărbatul, lasă-l de program, mă pace, mergem și vorbim cu o bătrână, că avem treaba acolo, să păcăm, să rezolvăm situația. Bine, m-am de seară ne întâlnim la ora 7, nu știu unde, și eu venim cine acolo, nu m-am dus, că trebuia să mă duc între ele, dar mi-era frică că nu pot să fac față. Era greu, foarte greu să am preluat emoția fiicei, nu? Am preluat emoția mamei și mi-era greu, mi se oprea respirația, foarte greu mi-a fost. Una din cele mai grele situații de a trata o sindrom neurodepresiv, deci era foarte simplu, dar în același timp foarte greu, căci cărai un bagaj de depresie și de greutate de 20 de ani și într-o parte și în alta. Ei și-au stat de vorbă, eu am stat acolo când vreau, că nu aveau ce să vorbească, mai băgam eu câte vorbă două, mai trăgeam de limbă pe bătrânică, o mai incitam pe asta la altă și au vorbit și au stat de vorbă, nu știu, vreo 15-20 de minute acolo și gata, esanța, automat lui fiica i s-a înseninat fața, fiica, asistenta mea îmi descria ce s-a întâmplat, mie mi se ridica să părul capul, vinea, mă durea capul, mă durea stomacul, mă lăcrimea ochii, era tot rău din lumea, beșteam să se termine chestia asta, să mă duc să mă spăl cu loc, să mă duc să beau apă, să mă duc să mă băr, nu știu, să fac orice, nu mai spir de acolo, în sfârșit. Și
și i s-a seninat fața, a deschis ochii mari, cutele de pe frunte s-au întins, fața s-a făcut din albă, s-a făcut un pic roșie și până la urmă bărbatul a venit: dragă, îți mulțumim foarte mult, ea, ba mândră, ba nu știu ce, da, îți mulțumesc, dar mă duc și mă întâlnesc cu mama, a fost bine, să știi că va fi bine, promit, promit, jur, jur, mai ales bărbatul jura, și ea jura până la urmă, dar ăla jura, la fix jura în toată inima lui, da, ea îi mai venea să mă bată, dar ăla mă salva, mă proteja și a fost o întâmplare plăcută. Ăsta a fost un sindrom neurodepresiv tipic, clasic. Sigur, cam așa sunt cam toate. De-aia, dragilor, vă sugerez, iertați pe oricine pentru orice, pentru că, de fapt, nu e nimic rău. Răul este doar construit de mintea noastră. De mintea noastră, dominată de vanități, dominate de slăbiciuni de personalitate, dominată de, în mod special, de mândrie, sau uneori pleacă de la disputa între indivizi sau într-un individ cu el însuși, din pricina lăcomiei, că nu este satisfăcută, că ar vrea mai mult, că ar vrea mai așa, că ar vrea mai așa, și atunci apar aceste erori de gândire, aceste decizii eronate pe care le ia mintea noastră. Acum, eu sigur că v-aș povesti niște sute de întâmplări mai de astea. Mai povestiți-ne și despre cel care, tot vorbeați de lăcomie, cel care a reușit totuși să renunțe la tot. Oh, tu știi mai mult ca mine. Da. La un moment dat, acolo a fost o răscruce de, nu o răscruce, a fost de fapt un început, începuturile mele de a înțelege efectul negativ al gândirii, efectul dătător de stres și dătător de boală al dat de mintea noastră. Aveam un pacient, sigur că era, din nou, era un proprietar de mai multe restaurante de înalt nivel pe teritoriul Statelor Unite, care suferea de o migrenă permanentă. Îl durea cap în truna și uneori foarte tare, 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 tare. Era sărac cu multe medicamente tare, uneori stătea într-o casă, nu ieșea că nu putea. Și eu știu, am reușit să tratez migrenile cu foarte mult succes și am înțeles partea mecanică, partea aceea care, din punct de vedere anatomic, dă durerile de cap, care sigur se transformă din cauza gravității și profundităților, se transformă sau devin migrenă. Și am tratat-o, dar tot nu mi-eșea, tot îndreptam, el o strâmba la loc, eu îndreptam, el o strâmba și băteam pasul pe loc. Și am tot lucrat 2 săptămâni, lucru care mie mi-eșea în 2, 3, 4 ședințe maxim. După 2 săptămâni îi spun: dragul meu, eu nu miasă, nu pot. Zice, doctor, hai să mai încercăm. Păi, singura chestie să mai încercăm este să văd ce altceva participă la construirea tensiunii. Ce altceva alimentează stresul care construiește tensiunea. Și atunci trebuie să-mi dai voie să intru un pic în intimitatea ta, în viața ta. El zice, da, îți dau voie. Îl întreb, ce faci tu? Da, eu am un lanț de restaurante și cum cu te descurci? Bine, fac bani mulți, să știi, și e bine, sunt mulțumit, treaba e bună, merg bine toate. Dar, onest, cinstit, tu faci ceva în neregulă acolo ca să câștigi banii mulți și ca să-ți meargă bine? Faci vreo minciună, vreo păcăleală, vreo înșelătorie? Da, fac una. Prepară, spunea mea povestie ce faci acolo, prepară ea la și băuturi într-un fel anume și făcea o minciună acolo care îi aducea bani mulți și spune: tu poți să... Și știi de minciună? Da, știu, sigur că da, mi-aduce bani. E neregulă, îi mint pe aia, da, mi-aduce bani. Da, este în regulă, nu-mi place, da, mi-aduce bani. Da, este în regulă, sunt dezonest, dar mi-aduce bani. Și dacă, de fapt, dar dacă tu te gândești bine, că dezonestitatea ta îți creează un stres de care nu mai ești conștient, ai fost conștient la începuturile facerii, la începutul, când ai început să faci lucrul ăsta, atunci, înainte de asta, te durea capul? Nu mă durea. E acum te doare, mă doare.
Hai să renunțăm la chestia asta, ce zici? Păi, să încerc, domnule, dar și ce fac eu atunci? Păi ce să faci? Nu mai câștigi degea bani mulți, câștigi mai puțin, e mare, dar te faci sănătos, ce părere? Da, domnule, vreau să mă fac sănătos. Uite, am să mă opresc la chestia asta. S-a oprit la chestia asta, a venit în continuare, l-am tratat, dă-i, da? I-am îndreptat oasele acolo ce era strâmb, i-am întins ce era strâmb, i-a trecut după vreo 3 zile, a trecut durerea de cap. Și zic, domnule, cum merge? Parcă e mai bine acum decât înainte, chiar dacă nu câștig banii ai mulți, dar, domnule, dar sunt relaxat, dorm bine noaptea, nu mai am coșmare, nu mai dorm profund, nu mai mi-e frică, nu mai mă simt așa greu, nu mai sunt capul, cu presiunea în cap. A dispărut. Și ce facem? Păi ce să facem? Facem așa cum e acum, că e mai bine așa decât înainte. Și în felul ăsta mi-a ieșit tratamentul, mi-a ieșit îndepărtarea migrenei și cred că e sănătos și astăzi, dacă n-am mai venit înapoi la mine. Și vedeți, ăsta este când eu am înțeles efectul negativ sau efectul gândirii, efectul sursa de stres. Și ca să vă confirm mai exact, atunci mi-am închis cabinetul de mahată din centrul New Yorkului, unde sigur că venea elita asta lumii, și atunci m-am decis să încep să umblu în lume și să vorbesc cu oamenilor despre de ce sunt aici. Și hai să mai vă spun una frumoasă, ca să confirm ceea ce tot am trâncănit mai înainte. Eram în Bahamas. Și apoi am să vă spun ce începusem mai înainte, cu aia am să închei. Eram în Bahamas și eram cu un grup de prieteni. Și acolo un prieten al meu din Irlanda s-a cunoscut cu un domn din Anglia. Domnul a fost drăguț, a venit în grupul nostru și a stat de vorbă cu noi și l-a interogat pe fiecare, tu ce faci? Dar mie îmi spune, dar tu ce faci? Eu sunt doctor. Ah, da. Și ce faci? Te descurci cu pacienții? Da, îi ajut. Cât pot și eu. Hai să te învăț o chestie interesantă ca să-i ajut și mai bine. Uite, am să spun povestea vieții mele. Asta era englez, era un bărbat înalt, frumos, bine, foarte bine. Dădea o impresie de un lord. Deci nu mai știu dacă mai era lord, dar cred că fusese un super lord înainte. Zice, m-am născut dintr-o familie săracă și, domnule, mi-am vrut să fac bani mulți. Vedeam aia cu bani mulți care umblau numai cu Rolls Royce, dintre alea super speciale, cu avioane particulare, proprietari de bănci. Am vrut să fiu și eu așa, domnule, să mă simt și eu mare și tare ca ăștia. Și am început să fac orice, să fac bani. Și am făcut bani, am avut băncile mele, o bancă, după aceea un lanț, după aceea tot felul de proprietăți, ajunsesem la o valoare de mai multe miliarde de dolari ca investiție și etc. Și a fost un moment când mă simțeam rău, nu mai aveam chef de viață, mă durea capul, mă durea pieptul, mă durea toate, mă durea stomacul, ficatul, să umflasă. M-am dus la doctor și cei de acolo mi-au spus, dragă, ne pare rău că trebuie să dăm o veste mai puțin plăcute, ai un cancer care nu cred că o să ducă, să te ajute, care o să te lasă să trăiești mai mult de 6 luni. El s-a gândit, uite, domnule, am lucrat până acum atât de intens și atât de greu ca să fac ce am și ca să ajung să mor în 6 luni. Nu e nicio șmecherie să stai să te faci bogat. Deci dacă tu mor în 6 luni, atunci nu e nicio ispravă cu toată bogăția asta. Oricum le las. Așa că s-a decis să se descotorisească de absolut tot. Să dea tot ce a avut cu ei să dea. Sigur că de-a lungul vieții lui cărcase pe multe cadavre, foarte multe, ucisese multe afaceri altora ca să le ia el, ca să multe business altora, poate unii să sinucisese din cauza lui, deci cărcase pe cadavre una peste alta. Și ajunsese într-un timp relativ scurt la o bogăție pe care alții o moșteneau din 3, 4, 5, 6 generații. Și ajunsese din toată trăirea asta intensă de a face bani mulți să-și construiască un cancer, să trăiască doar numai 6 luni.
mai avea ce să se bucure de ce avea. Și am zis, Dumnezeu, nu, eu renunț la tot, nu mai vreau nimic, întâmplă ce s-a întâmplat, a făcut ce a făcut și a zis, acum înainte de mor, vreau să-mi fac, înainte să mor, vreau să fac ultima dorință a vieții mele, să călătoresc pe jos Anglia, de la sud la nord. Asta fusese ce-ți durea el de copil și n-a avusese timp. Că ba mai făcea o bancă, ba mai făcea o fabrică, ba mai făcea un trust de ăsta de finanțare, ba mai făcea nu știu ce fabrică și n-avea timp niciodată de plăceri sau bucurii ale lui. Și singura preocupare care fusese și care nu-i dăzea nicio bucurie decât satisfacții temporare pentru câteva ore sau o zi, fusese de a mai face bani, de a-și lărgi imperiul financiar. Și a plecat în călătoria asta, pe parcurs, sigur că viața, că toată era eliberată de toate grijile alea. Viața era destul, perioada aia a fost destul de sufletește, destul de dureroasă, chiar foarte dureroasă, spunea el. Domnule, simțeam durerea fiecăruia peste care am trecut, simțeam durerea fiecăruia pe care l-am distrus, fiecăruia pe care l-am traumatizat, simțeam toate durerile prin care au trecut alții de-a lungul ascensiunii mele. În sfârșit, mergea din loc în loc, mai bătea la unii la ușă să lasă să doarmă acolo la ei în casă, ba, mai cerdea câte ceva de mâncare, cerșea printr-un loc sau prin altul, și a ajuns acolo în nord unde avea el traseu să ajungă, s-a dus la spital ca să se interneze și să-i dea morfina necesară să nu simtă durerile că s-a apropiat de moarte. Aia de acolo, înainte să-l primească, a avut, sigur, documente cu el, dar a cerut de la spitalul care diagnosticase, făcuse toate investigațiile la maximum de eficacitate posibilă și i-au refăcut aceste investigațiile și a realizat că nu mai avea cancer. Și în felul ăsta, renunțând la tot rău care l-a făcut, a eliberat stresul și tensiunea de pe corp, din corp, din cap, iar corpul s-a vindecat, s-a refăcut. Deci corpul are posibilitatea să se vindece, să se refacă. Totul este să se... Și devenise un om foarte minunat, foarte grijuliu, era, chiar își făcea planul vieții, chiar încerca să ajute pe oricine să înțeleagă câte ceva, sigur, să în senzația de educație, să fie îngăduitor, să fie, de asemenea, un om care stătea pe foarte mult timp, era în elita financiară a Angliei, stătea de vorbă cu noi ca niște prieteni, am mâncat acolo împreună un cârnat la un frankfurter sau un hot dog, așa, am stat împreună, am mai stat eu foarte puțin acolo, o două zile, a stat în permanență cu noi și am văzut pe el așa o senilitate de sfânt. Efectiv, era atât de bine cât putea să fie un om, atât de bine cât puteai să duci, să înțelegi, să percepi un individ, un om. Și acum să mă întorc înapoi la ceea ce a început să vă spun mai devreme. În clipa când a realizat că și dușmanul suprem al nostru, al fiecăruia dintre noi, suntem noi însune, prin felul cum gândim, prin felul ce gândim, prin felul cum luăm decizii, prin calitatea acestora care ne îndepărtează sau ne scoate din planul vieții și atunci ne provoacă stres care provoacă boală, amplifică o boală, sigur, ea fiind minusculă, o face, o duce până la cancer. Când am înțeles lucrul ăsta, atunci am zis, Dumnezeu, trebuie să închid cabinetul pe care l-am avut în Manhattan, cabinet care era un tren la un moment dat, care mi-a ducea o leafă enorm de mare, imensă, și l-am închis. Iar atunci când l-am închis, am avut un mare ajutor pe prietenul și colegul meu de alături care m-a criticat la început atât de tare, el m-a ajutat ca să închid cabinetul, a fost parte din... mi-a micșorat durerea, că mă durea sufletul, îl închid acolo. Eram în vârful lumii, eram în elita lumii, era toate marile personalități ale Americii, erau pacienții mei și brusc m-a rupt de astea numai ca să pot să vin la dumneavoastră și să vă spun din ce am înțeles și din ce am găsit eu. Și aici Gusti Zegreanel a fost cu mine acolo și m-a ajutat să debarasez cabinețelul ăla și nu știu dacă pe el l-a durut când m-a durut pe mine, că plec de acolo, dar pe mine m-a durut pe o parte și mă făcea fericit pe o parte, căci
pot să fiu liber și să pot să călătoresc în lume, să dau ce am adunat. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc că sunteți aici. O să facem o pauză de câteva minute, iar după aceea o să mă igienizez foarte bine cu un pahar de apă ca să vă ascult și să vă răspund întrebările. Da? Vă mulțumesc! Aș vrea să vă întreb ce ați putea să-mi spuneți despre sindromul Sjögren, cauze și dacă există posibilitatea de vindecare. Puteți să descrieți simptomatologia? Simptomatologia se manifestă prin uscăciunea ochilor, a gurii, articulații dureroase și stare de oboseală foarte accentuată. Asta așa, în general. Deci este boală autoimună, care în România nu se prea tratează, se tratează doar simptomele. Am un înțeles. Medicament care da. E foarte nociv pentru ficat și pentru dinică. Am înțeles. Deci, v-am întrebat de simptomatologie pentru că când vorbim despre bolile sistemului imunitar, trebuie să localizăm ce produce acest dezechilibru de a construi anticorpi al sistemului imunitar. Și pentru asta vă întreb mai întâi cum a apărut, unde au fost primele simptome, pentru că și trebuie să fie undeva ceva, lucru care atrage atenția sistemului imunitar, îi se atrage atenția de către centrul de pe creier, să trimită soldați într-un loc anume pentru a îndepărta o afecțiune anume. Sigur că corpul nostru nu știe să separe dacă acolo sunt virus, bacterii sau altceva. Și dacă este o afecțiune undeva care este în permanență acolo, sigur că corpul încearcă să trimită soldați să lupte împotriva a ceea ce este acolo și atunci face mai mult rău decât bine. Nu știm că celulele care sunt trimise acolo sunt celulele mari, macrofage, care se duc acolo și uneori mor acolo, că astea au o viață foarte scurtă, mor gâptând împotriva corpului însuși, acolo neavând un motiv să lupte și se creează un proces inflamator care dă temperatură, dă roșață, uneori începe să acolo celulele care mor nefiind eliminate la timp de acolo, pentru că și vascularizarea venoasă, capilarele venoase, nefiind dezvoltate pentru a elimina rapid celulele care mor acolo, acestea se umflă acolo, se plece sistemul de edem și stau acolo și fac putrezesc și fac o stare toxică și se întâmplă aia. Deci vreau să vă întreb, cam astea sunt în general efectul tuturor bolilor sistemului imunitar. Dar eu am înțeles că și acest dezechilibru în construirea, în stimularea exagerată a celulelor care vin să apere corpul sau să lupte cu un eventual dușman acolo însuși, sunt declanșate de ceva nume. De aia vă întreb, unde a apărut prima simptomatologie? Și am să vă spun exact ce se întâmplă, ce să faceți. Deci prima a apărut la ochi, cu o uscăciune a ochilor, care nu a fost foarte deranjantă, și apoi cu o arsură de gură. Deci asta a fost foarte, foarte rău. Da. Arsură, deci, vreo 2 ani de zile am avut arsură de gură și fără diagnostic. Deci, deci dumneavoastră aveți o rinită alergică. Aveți niște probleme structurale nazale care a creat o inflamație constantă pe nas, inflamație care s-a dus pe trompa lui Eustache înspre ureche, a afectat glandele lăcrimare, inflamație urcată în sinusul sus, sigur că s-a dus și pe mandibula superioară, s-a format și un sindrom temporomandibular și sigur că activitatea excesivă a sistemului imunitar a crescut și încet, încet a invadat peste tot pe unde există sisteme de lichide, de lubrifiere, pe la articulații, sigur că a afectat sistemul cardiac.
cartilajele care îmbracă articulațiile pe interiorul cavităților articulare și a ucis sistemul glandular care produce fluide ca să lubrifice articulațiile. Deci eu cred că trebuie să vă îngrijiți la sursă, acolo e un pic târziu, dar cred că încă se poate. Investigați foarte bine nasul, tratați-vă fosele nazale, dacă este o rinită alergică, iar nu cu claritin, vedeți ce este defect în nas de a creat începutul, că de acolo ați fost începutul. Ați dezvoltat o rinită alergică, ați dezvoltat sau de acolo inflamația a călătorit pe canalul lacrimar la ochii, după aceea s-a dus oarecum în gură, a prins zona temporomandibulară și a afectat probabil glandele salivare și s-a dus din ce în ce mai departe. Tratați în zona respectivă, pentru că dacă ați fi prins-o asta la timp, atunci probabil că succesul ar fi fost fără îndoială mult mai mare decât ar fi extinzându-te în toate părțile. Acum, sigur că trebuie să mergeți oarecum individual, dar încercați acolo și referiți-vă la zona respectivă. Poate că termina vreau să vă văd eu nasul, veniți aici pe podium și vreau să mă uit puțin la fața dumneavoastră. E bine? Mulțumesc! Da. Mulțumesc. O să, după ce termin aici, pot să fac câteva consulturi superficiale la partea capului, vreo 7 consulturi superficiale. Dacă merge repede, poate depășim numărul de 10 întrebări, poate face mai multe. Că de obicei, din experiența mea, unde o să întâmplă și la mult mai multe. Da. Vă ascult! Bună seara, mă simt binecuvântată să vă întâlnesc. Sunt Rodica, am 51 de ani și am cea mai mare fetiță de 23 de ani, născută cu spina bifida. Nu doar cu întreruperea coloanei vertebrale, ci cu lipsa totală, jumătate din coloana vertebrală. Medicii au dat între 3 și 6 luni de trăit, are 23 de ani, are un drenaj pus de peste 14 ani la cap pentru hidrocefalie și problema noastră poate că nu e asta, ci pentru că faptul că eu trebuie să lucrez ca să ne întreținem și a dezvoltat o depresie din cauza plecării mele să ajut oameni care erau victime din accidente rutiere. Simțeam că e datoria mea să ajut oamenii pentru că Dumnezeu i-a dat ei viață. Da. Acum, vedeți, sigur că ea a făcut un sindrom depresiv pentru că neputând să se concentreze în a face ceva care să-i fie util sau de folos ei sau celor din jur, de a se simți utilă și de folos, atunci sigur că a apărut așa monotonie în existența ei și se simte tristă că ea nu poate să facă... Acum, nu știu ce să vă spun. Spina bifida în diverse zone ale corpului care nu neapărat afectează, sunt atât de dramatice și atât de grave. Depinde cu ce este acompaniată lucrul ăsta. Nu știu să vă spun, dacă i-aș vedea probabil cel puțin capul, aș putea să spun mai multe. Dar nu ar trebui să fie atât de dramatică. Ar trebui să fie un pic mai îngăduitoare afecțiunea. De obicei nu sunt atât de dramatice. Am văzut mulți pacienți, am tratat efectele colaterale ale spinei bifide și n-am văzut niciodată un caz atât de extraordinar de dramatic. Cred că nu s-a înțeles foarte bine cum poate fi bypassat spina bifida pentru a diminua. Nu știu exact, n-aș putea să vă spun multe, dar în mod sigur, spina bifida nu trebuie să dea niște efecte atât de dramatice. Da. Mulțumesc. Dacă era aici, nu știu, puteam să mă uit un pic la capul ei sau puteam ca să-i văd lobarul pe scaun și aș putea să vă spun mai multe. Dar am pus aici mai multe carduri ale mele, cărți de vizită ale mele, unde sunt puse adresa mea de e-mail sau de Facebook și puteți să-mi puneți întrebări. E foarte important pentru mine să știu simptomatologia, pentru că atunci pot să înțeleg mult mai bine. Uneori sunt diagnosticul este confuz, uneori simptomatologia diferă de... mă ajută să localizez cauza asta, ca să spun. Întrebarea următoare. Am un băiat de 35 de ani
Și în urmă cu 3 ani, în timpul unui control la ochi, mi s-a spus că nu se vizualizează nervul ochi. Am fost îndrumați spre un neurolog și în urma unor investiții se presupunea că apasă ceva pe el, bineînțeles, ne-am gândit că numai un tumor poate să fie. Și în urma mai multor investigații mi s-a spus că ceea ce ar putea să apară ar fi niște afecțiuni ale măduvei, gen scleroza în plăci, care poate fi scleroza atipică sau scleroza doar punctiformă. Deocamdată nu se vizualizează, dar trebuie să repetăm cam la 2-3 ani investigațiile pentru ca să prindem din timp chestia asta. Nu știu dacă mi-ați putea da un sfat. Deci n-a avut nicio altă manifestare, doar că atunci când și-a făcut un banal control la ochi, nervul optic nu se vizualizează. Dar care este capacitatea localizării? Cum vede? De văzut vede bine, vede și fără ochiare. Da. Are un astigmatism din copilărie, da. A fost și operat pe la 20 de ani, dar nu-i, deci a fost un control banal. Mi s-au spart ochelarii și a zis să-și facă un control înainte de a-și reface ochelarii. Acum, vedeți posibilitățile de a vizualiza anumite funcții ale organelor prin, cum se spune, tomografie sau CAT scan sau MRI, uneori sunt erori accuracy acestor investigații sunt cam în jur de 68%, deci 32% sunt erori. Iar și din cele 68%, 32% sunt erori totale, iar cele din cei 68% sunt erori parțiale. Acum, ce pot eu să vă sugerez dumneavoastră? Dacă cumva fiul a avut o traumă a oaselor craniene, dacă undeva a fost fractură, dacă există o afecțiune la nivelul bazei cipitului, adică dacă a avut o subluxație a atlasului, a axisului, la articulația de acolo. Fizic așa nu. Singura chestie mai serioasă care a avut-o din copilărie a fost că s-a născut cu un deficit mare de hormon de creștere și s-a făcut un tratament pentru a putea crește. Deci are dureri de cap? Nu. Nu are dureri de cap. Nu. Are amețiri? Nu. Îi curge nasul? Nu. Nu. Nici nu a avut boli așa serioase, deci nici chiar viroze. Deci de mic i-am făcut tot felul de tratamente naturiste, gen mers în mină. Deci nu, n-a dezvoltat, n-a avut boli serioase. Deci este asta și pe undeva sunt puțin speriată, nu mi-e frică, sunt speriată, pentru că sora bunicii paterne a avut scleroză în plăci și nu știu în ce măsură se poate transmite de la nivelul acela, dar stăm cu această sabie deasupra capului. Acum, ca să se întâmple o scleroză, nu? În plăci sau o multiple scleroză, trebuie să se întâmple, să fie mai întâi niște leziuni pe creier, de unde pleacă afecțiunea învelișul nervilor, teaca de mielină sau așa. Sigur că trebuie să se deterioreze din loc în loc învelișul nervilor, dar trebuie să plece automat de la o leziune de pe creier. Dacă fiul nu are lucrul ăsta, s-ar putea și dacă nu prezintă niciun fel de simptom în sensul respectiv, dacă nu-i și-a pierdut forța în mâini sau forța în picioare sau, atunci lăsați-l în pace. Cred că e frica pe care aveți s-ar putea să influențeze și să, eu știu, să aibă un efect negativ. Lăsați-l să vedeți cum evoluează. Și sigur că trebuie investigat mai bine creierul, dar faptul că nu se vede nervul optic s-ar putea să fie mai profund sau s-ar putea să fie mai înăuntru. Nu știu, trebuie văzut oasele capului, trebuie văzut de ce. Că e un constatarea a unui efect, dacă nu legi de unde vine efectul respectiv, nu poți să construiești un întreg. E pe aici, fiu? Da.
Nu e aici, dar la întâlnirea următoare... Atunci, sper că cei căști prietenii de aici, Anca cu Violeta și cu Radu, ei au plănuit să facă un serial de mai multe întâlniri și atunci dacă este aici, mă uit la capul lui și vă spun mai mult decât v-aș spune acum. Dar ce pot să vă spun acum, dacă nu are niciun simptom dramatic, atunci nu-l creați dumneavoastră. Nu vă lăsați frica la o parte și vedeți-vă, lăsați băiatul să-și vadă de viața lui. Are 35 de ani, a spus, nu? A, nu, la 35 de ani. E bine, lăsați-l că e frumos, e deștept, să trăiască și să facă ce-i place. Mulțumesc. Și vorbim data viitoare. Da, următoarea întrebare. Bună seara, domnule doctor. Bună seara. Este vorba despre mine. Mă numesc Olimpiu. Acum vreo 2 ani de zile am descoperit o leucemie cu limfom non-Hodgkin. Vreau să vă spun că nu am avut niciun fel de simptomatologie, în afară de poate oarecare transpirație noaptea. Iar descoperirea a fost făcută întâmplător, având în vedere faptul că prin natura meserie pe care am avut-o, având în vedere că acum sunt la pensie, făceam vizită medicală anuală. Am decis la un moment dat să-mi fac vizită medicală și toate analizele erau bramburite, ca să zic așa, plus un limfom de acum vreo 15 cm pe aparatură. Nu știu, eroare. Unde? În ce loc? Este în zona retroperitoneală stângă. Este foarte adevărat că la un moment dat în zona respectivă am avut o lovitură foarte puternică și eu am pus-o în legătură cu această situație și stresul, adică având în vedere tot ce spuneați în conferința pe care ați ținut-o. Da. Am avut o experiență anul trecut, un tânăr de 21 de ani, în urma unei lovituri, era futbolist, în urma unei lovituri cu crampoanele, în zona dreaptă, opusă, cea care dumneavoastră ați experimentat-o, a creat un limfom acolo, a creat mai sus un proces inflamator care a prins intestinul și a generat un cancer. Acum, întâmplător, eram într-un Severin și băiatul juca fotbal în echipa orașului și m-au rugat, care mă cunoșteau acolo, să dau niște bani pentru ca să poată să ajute băiatul în eventual mormântarea și cheltuielile care, mă rog. Și am spus că eu cred că pot să-l ajut mai mult decât cu niște bani, haideți să-l examinez. Și l-am examinat, l-am văzut, am înțeles ce este, i-am tratat trauma făcută la un meci de fotbal ceva, până mi-am tratat, cred că nici mai era nevoie, am tratat un pic, am manipulat și am tratat intestinul și am spus, domnule, dragă, tu ai două posibilități, să mori sau să trăiești. Dacă vrei să mori, trebuie să schimbi gândirea, exact ce v-am spus dumneavoastră aici. Iar eu te ajut, îți tratez efectul traumatic și cicatricea și tot ce s-a întâmplat acolo. Eu îți tratez partea mecanică sau trauma, iar tu îți tratezi capul, să gândești altfel, să fii în pace și să nu te superi pe tine și pe nimeni, să îngăduiești și să iubi tot pe oricine și orice. Și sigur, i-am dat niște picături care erau mai mult sau mai puțin eficace în situația respectivă. Și a spus, dacă tu schimbi mentalitatea gândirii, modul gândirii, atunci poți să joci fotbal anul viitor. Dacă vin și eu să joc fotbal cu tine acolo, deci eu ca mare fotbalist. Și dacă nu schimbi, atunci probabil că o să mori în 3 luni sau nu știu, 3-4 luni, cât e de dus să fie trăit doctorii lui. Care e, și asta s-a întâmplat, cred că acum un an și ceva, cred că. Iar acum el i-a trecut tot ce a avut acolo și joacă fotbal din nou în echipa Severinului de fotbal, un tânăr. Deci trebuie, adevărat, totul a plecat de acolo, de la acea traumă. Trebuie să vă tratați trauma respectivă. Acolo s-a creat o leziune care s-a dezvoltat un proces inflamator. Sigur, inflamație care a prins toată plica stângă de acolo, toată zona de acolo, a afectat sistemul limfatic de acolo, segmentul limfatic și sigur că a produs ceea ce aveți acum. Dar eu cred că ce vreau să aveți?
55 de ani. Da, eu cred că sunteți încă suficient de tânăr și probabil că trauma când ați avut-o? Acum vreo cel puțin 10 ani. Nu este distanță foarte mare, iar vârsta nu este foarte târzie. Așa că cred că dacă vă reușiți și vă localizați trauma, efectul post-traumatic de acolo și opriți procesul inflamator și eliminați stresul și tot ce aveți în gândul care e neregularitățile în gândire, eu cred că aveți șansa să vă recuperați și să fiți foarte bine. Nu știu că n-am examinat acolo cum este, dar eu cred că puteți să vă ajutați și să... Dar trebuie să tratați acea traumă de acolo, cicatricele, aderențele care s-au văzut acolo, care au invadat segmentul limfatic de acolo. Și atunci eu cred că vă puteți recupera. Dar problema este că nici în urma chimioterapiei nu prea se resoarbe limfomul respectiv. Nu prin chimioterapie. Tratamentele chimice, biochimice au un efect general, nu specific. Trebuie în local acolo să găsiți un foarte bun ortoped sau un foarte bun osteopat, dar un osteopat adevărat, că aici la dumneavoastră sunt așa, mai deja făcut deja cu vorba, care să înțeleagă foarte bine, că altfel poate să facă mai mult rău. Deci un doctor foarte bun și cunoscător a ceea ce implicațiile care sunt în zona respectivă. Și dacă ăla este tratat, atunci puteți să poate resorbi. Dacă nu mai are susținere limfomul, atunci poate să poate resorbi. Dar este foarte important să țineți o dietă, pentru că este colonul descendent care dezvoltă o stare toxică mare. Și este important, e foarte important gândirea, să o curățiți, să o limpeziți și, din nou, imponând o dietă și tratați zona aia de acolo. Nu cu substanțe biochimice. Sunt bune, dar nu sunt eficace în asta. Alea sunt eficace în general, dar nu specific, nu local. Da, vedeți că nu știu cum. Deci, și nu găsesc o soluție. Am căutat fel de fel de... Păi nu găsesc la asta, deci găsească un specialist. Cineva care înțelege foarte bine aspectul fiziologic și aspectul patologic din zona respectivă și să facă o legătură. Da, mulțumesc. Da, cu plăcere. Dar oricum fiți convins că se poate îndepărta efectul negativ de acolo și vă puteți restaura sănătatea. Da? Mulțumesc. Succes. Următor. Bună seara. Bună seara. Am 35 de ani. Nu aud. Mai aproape. Okay. Am 35 de ani. Bună seara. Bună. Întrebarea mea e legată de dermatit atopic sau boli pe care le ai de când te-ai născut și dacă credeți că astea au vreo rezolvare. Deci de 35 de ani am dermatit atopică care se manifestă așa la nivelul pielii prin mucărini. De când am născut eu s-au intensificat, poate și din cauza că am renunțat la aerius și alte chestii bazate pe cortizon. Ați renunțat la ce? N-am auzit. La medicamente bazate pe cortizon, în primul rând. De asta am observat că îl ținea într-adevăr sub control. Dar de când am născut, am renunțat, în primul rând, din calăpta. Cortizonul are un efect antiinflamator și împiedică efectul sistemului imunitar asupra segmentului afectat, care ține inflamația departe și e bun pentru moment, dar nu este o soluție de a îndepărta această dermatită. Este ereditară? A avut cineva tata în partea tatălui? A avut cineva? Nu știu, în familie se mai trebuie. N-a avut nimeni în familie. Da. Pe ce zona corpului este? În general pe mâini. Acum am erupția asta de când am născut, de vreo 3 ani de zile, pe mâini, pe degete și pe gât. Și pe? Gât. Aha. Deci numai pe partea superioară a corpului. Da. Aveți o spondiloză verticală? Aveți dureri de cap? Dureri din așa ceafa înțepenește? Mă mai trezesc cu neocupetul înțepenit. Da. Deci, mai întâi, aveți, probabil că ați făcut o luxație cervicală sau un torticolis în primele zile ale vieții și afectat plexurile nervoase care nervează mâinile, căci dacă nu era de la ceafă, apărea și pe picioare, apărea în toate părțile. Așa că dacă este doar la brațe, este ceva cervical. Mai întâi vă sugerez una.
încercați și tratați acea spondiloză cervicală, pentru că acolo nervii sunt inflamați, aveți niște radiculite, probabil aveți ceva la nervii care controlează activitatea pe mâini. Vedeți dacă nu cumva aveți probabil un carpal tunnel syndrome care este la articulația mâinii. Deci, mai întâi tratați-vă ceafa foarte bine. După aceea, țineți o dietă, sigur, ca să... dieta nu neapărat vindecă boala, dar împiedică efectele toxice a ceea ce mâncați. Mâncați extrem de simplu, foarte simplu, un singur fel de mâncare și să fie mai mult legume sau fructe, în niciun caz eliminați, poate, anumite brânseturi, eliminați carne de vacă sau de porc, mâncați mai mult un piept de grâne de țară sau pește, mâncați legume, poate mâncați niște orez integral, așa. Mâncați lucruri cât mai simple ca să diminuați efectul toxic. Am încercat asta cu dieta. Încercați în continuare. Nu, dieta nu vindecă nimic. Dar diminuați efectul toxic dat de o dietă care nu este adecvată. Și folosiți local, sigur, niște creme care... Vă sugerez cremă de gălbenele, dar n-așteptați să se facă bine în 3 zile sau în 3 săptămâni. Folosiți la, așa, luni. Este de mult acolo și nu trece ușor. Dar încercați din nou, relaxați-vă și nu vă stresați, pentru că aveți un gât foarte tens. Gâtul este foarte tens. Vă spulați cu gâtul țapă dimineața, deci există un proces inflamator acolo care, din nou, inflamează plexurile brachiale. Tratați foarte bine gâtul. După aceea, țineți o dietă, încercați și relaxați-vă și faceți ceva spus, să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc. Dar nu așteptați rezultate într-o săptămână, două sau trei, luni de zile. E foarte mult, trebuie foarte mult timp a unui proces care se caracterizează pentru un aspect patologic acolo la piele sau la orice altceva, durează mult. Da, următoare. Bună seara. Bună seara. Aș avea și eu o întrebare mai scurtă. Și mai bine. Dumneavoastră acumulați deșeuri foarte multe. Într-o zi de experiență. N-am înțeles foarte bine. Vorbiți mai rapid. Într-o zi de lucru la dumneavoastră, acumulați foarte multe deșeuri, ce ați spuneat anterior. Cum le tratați seara, cum le dizolvați și ce să facem și noi ca să le putem trece mai ușor sau evita. Cred că este o întrebare care... N-am înțeles-o foarte bine. Puteți să fiți mai specific. Deci, toate energiile care spuneați anterior, negative, cum le tratați dumneavoastră? Sau vă protejați dumneavoastră? E un secret al dumneavoastră care, dacă ne puteți și noi, puțin... Nu am secrete. V-am spus tot ce știu eu. Și dacă erați foarte atent, mă înțelegeați foarte bine. Deci, nu știu, acum eu am sărit un pic descripția atunci când se planifică planul vieții sau cred că am vorbit despre asta, dar nu foarte profund și nu foarte intens. Dar, vedeți, spiritul preia corpul ca să-ți rezolve niște neajunsuri. Unul dintre ele este de a elimina esențele negative acumulate înaintea începerii vieții. Și aceste esențe nu le elimină nici prin doctorii și nici prin dietă și nici prin gimnastică, le elimină pur și simplu, vedeți, este cu totul altfel de vorbim de cu totul altceva, le elimină prin anumite trăiri din care noi înțelegem ceva, culegem niște informații, aia nu este bine, n-o fac că nu este bine. Deci percepem niște dureri, niște necazuri, din care înțelegem astea nu le fac la nimeni niciodată, astea sugerez la oricine să nu le facă și în felul ăsta acumulăm o învățătură, o informație pe care o înmagazinăm în memoria conștientă, informație necesară pe care o folosim
la luarea deciziilor viitoare. Deci căutăm să scăpăm din aceste senzații, din aceste energii, să spunem, deși cuvântul energie nu este apropiat. Aceste senzații, aceste esențe negative care spiritul le-a acumulat și care vrea să scape de ele, de ce vrea să scape? Ca să-l trage în jos. Și în locul astora sunt create niște trăiri pozitive, niște trăiri din care spiritul trebuie să învațe, în care noi trebuie să învățăm ce este bine, să culegem niște informații pozitive care din nou le punem în memoria conștientă, deci informații care sunt de folos în luarea unor decizii pozitive. Acum, și nu v-am spus că e mult de spus, așa a fost greu tot ce v-am spus, a fost complicat. Aceste informații, fie ele negative și pozitive, cele sunt depuse în memoria conștientă și ne ajută să luăm, să luăm decizii bazate pe acestea în procesul de gândire, dar tot aceste informații sunt depuse în memoria subconștientă. Aceste informații care sunt în memoria conștientă sunt depuse sub niște formule biochimice, da? Iar în memoria subconștientă sunt depuse ca senzații. Aceste informații din memoria subconștientă, la sfârșitul vieții, sunt folosite pentru a se decide, în baza stora, se decide dacă spiritul evoluează sau stă pe loc, sau evoluează, sau coboară jos și trebuie să mai repete încă o dată școala, clasa, a rămas repetent. Deci cam asta este altfel decât, nu este ceea ce înțelegem noi, ceea ce simțim, ceea ce percepem. Este mai mult, sunt mai mult niște esențe, sunt mai mult niște senzații, sunt mai mult niște sentimente pe care știința încă nu a reușit, deși am vorbit cu mai mulți colegi de la diverse centre de studii neuroscience, să încercăm să localizăm celulele care se exprime lucrurile astea. Sigur că mi-a spus, noi încă nu știm bine ce este material pe creier. Trebuie să, ca să ajungem acolo unde vrei tu să investigăm și să definitivăm niște formațiuni celulare, ne trebuie niște mulți ani. Dar, din nou, este la latitudinea noastră să facem, gândind onest, atunci nu acumulăm esențe negative care să ne greuneze calitatea vieții și sănătatea și producerea de stres, deci acumulăm esențe pozitive, rezultatul unor trăiri pozitive care ne dă niște senzații. Trebuie, e bine de înregistrat ce am spus aici și de ascultat de mai multe ori, pentru că dacă nu sunteți bine inițiat, dacă nu ați n-ați mai participat la niște audiențe de felul ăsta, este greu deodată să le înțelegi pe toate. Dar dacă mai ascultați încă o dată sau de două ori ce am spus, o să înțelegeți mult mai mult decât... Din nou, a fost material foarte profund și foarte mult. E greu dacă nu ești un pic inițiat în zona asta ca să le înțelegi. Dar am spus cam tot, am dat răspunsul la întrebarea care mi-a spus-o, de-a lungul expunerii respective. Oricum, dacă ascultați, o să înțelegeți mai mult și dacă n-ați înțeles, trimiteți-mi un e-mail sau ceva pe Facebook cu întrebarea din nou și atunci am să încerc să vă ajut să înțelegeți mai bine. Nu, am spus tot ce este de spus, nu am niciun miracol personal, nu. Am dat și eu cu capul de pereți, cum dăm toți, dar noroc că am înțeles, am văzut ce este și acum nu mai dau. Da, ascult, cu multă plăcere. Următoarea întrebare. Bună seara! Înainte de a vă adresa întrebarea, vreau să îmi exprim aprecierea față de efortul dumneavoastră de a aduce informațiile acestea atât de prețioase pentru noi. Mă numesc Carmen și vin din Roman, din Moldova, special pentru evenimentul din seara asta, pentru că acum câțiva ani mi-am pus pe o listă a lucrurilor de făcut în viață să-l cunosc personal pe domnul dr. Răghitan. Și lucrul acesta s-a materializat. Vă invit pe voi toți să faceți chestia asta, să vă faceți o listă a gândurilor și din când în când să mai reveniți asupra ei și o să vedeți că încet, încet, pe parcursul vieții, mai devreme sau mai târziu, ele se materializează. Întrebarea mea este, ok, am înțeles că noi ne provocăm singuri bolile prin stresul care îl acumulăm și îl transmitem organelor. Dar ce facem cu copiii? Copiii nu putem vorbi în cazul lor de stres. Ei probabil se nasc cu anumite predispoziții genetice,
Dar noi cum putem să-i ajutăm? Eu personal am 3 fete, toate 3 sunt cu probleme. Cea mare are 16 ani și suferă de o oboseală cronică. Nu există zi în care să nu doarmă măcar 2-3 ore. Pentru ea e vital să doarmă. Nu am reușit să identific cauza. Cealaltă de 4 anișori are o problemă cu intestinele și spun asta pentru că a avut de-a lungul vieții scurte foarte multe spitalizări și antibiotice, în fine. E o poveste lungă, dar a rămas cu o floră intestinală perturbată, cu o disbioză intestinală și nu reușim deloc să o aducem pe limita de anormalități, să zic așa. Scaunele sunt foarte dezintegrate, nu se leagă de niciun fel și toate bolile se prind de ea pentru că automat, atâta timp cât flora bacteriană este perturbată și sistemul imunitar are de suferit. Iar cea micuță de un an are și ea o otită de la niște secreții nazale. Eu, ca mamă, cum aș putea să-mi ajut copiii, pentru că nu sunt medic, nu am studii medicale, dar vreau să-i ajut printr-o altă metodă, adică să le insuflu, să-i ghidez pe anumite căi, dar poate mă ajutați dumneavoastră cu mai multe informații pe... Asta, vă ajut cât pot eu. Oricum, sunteți o mamă ideală și vă mulțumesc că ați venit aici să fiți cu noi. Este... mă simt vinovat că m-am pus pe drumul să veniți, că ați venit pentru mă cauză. Dar acum, vedeți, sigur că copiii moștenesc slăbiciunile părinților care părinții le-au avut înainte să conceive, înainte să pună bazele nu, copilului. Deci tot ce avem și se pare că dacă sunt fete, ele moștenesc mai mult de la tată. Și am să vă spun următorul lucru. Tatăl, el fata cea mare, are o insuficiență hepatică. Din cauza asta, după ce mănâncă, trebuie să ducă să odihnească, pentru că digestia hepatică, metabolismul ficatului este foarte lent din pricina unui ficat puțin inflamat. Tot din cauza ficatului, fata cea mijlocie are tot din zona respectivă are o dischinezie biliară. Deci fluidul biliar care trebuie să se verse în intestin, ori nu se varsă suficient, ori nu este calitativ, nu are în el pe lângă substanțele toxice care trebuie să eliminate, trebuie să fie înarmat și cu anumite substanțe care să lubrifieze și să participe la digestia intestinală. Deci căutați fetele, amândouă au ceva, una e cu ficatul mai mult, alta este cu bila, cu vezica biliară, acolo trebuie să vă organizați. S-ar putea ca fiica cea mijlocie, cea de 4 ani, să aibă și o problemă de șoldul stâng, care afectează colonul descendent și uneori dă anumite colite. Dar investigația în amândouă părți, dacă are o problemă lombară sau o zonă lombar stângă, atunci s-ar putea să fie afectat colonul descendent. Dar mai mult sunt plin să cred că are o dischinezie biliară, tinde pas să se constipie, pas să aibă un scaun irritable bowel movement, să cheamă un scaun iritabil, din nou din pricina protecției date de fluidul biliar. Și sigur, dându-i foarte multe antibiotice, ați distrus flora intestinală, care se mai poate repara dându-i mult iaurt cu mult bifidus, este un... conține iaurturile mai organice, mai bio, cum spune de asta aici. Sigur, evitați să-i dați substanțe care să irite intestinul, ca, eu știu, strugurii, prunele, fructele astea care fasolea uscată, lintea și mazărea, dați mai mult orez integral sau pâine integrală. Produsele lactate s-ar putea să aibă o insuficiență de lactoză și dați un, probabil nu există lactin, există un lactin este o bacterie care se găsește în lapte și dacă îi dați produse lactare, dați-i lactin ca să ajute la digestia intestinală a lactozei din lapte. Vedeți, uneori lactoza, dacă lipsește lactoza, dă niște balonări și dă niște stări de iritație a intestinului și atunci trebuie să-i dați un lactin, se găsește de cumpărat. Încercați și dați un lactin și dacă vedeți că se dreaptă lucrurile, atunci ați rezolvat problema. Dați-i din nou, eliminați o vreme ceea ce ar putea să irite, ceea ce dă o diarie sau un scaun luz
Așa a spus mai înainte, punere strugurii, din nou fasolea uscată, mazărea lintea și sigur, le să mănânce mai orice. Vedeți, cred că nu are ea probleme cu ficatul dacă nu se simte obosită, dar evitați această iritație a colonului care e dată de ceea ce a fost mai înainte. Și în mod sigur o să aveți beneficii. La cea mică, probabil că cea mică are o rinită alergică și sigur că fluidul din nas se duce pe trompa Eustachiei și se duce la ureche și atunci dă o secreție în ureche, un aspect de otită. Nu știu exact ce este, am trebuit să văd și atunci pot să fie mai bine. Dar încercați și curățați bine nasul și atunci dacă fosele nazale nu mai sunt inflamate din pricina unei iritații, unei rinite alergice, care poate să dea și amigdalite, să știi, și o laringită, și inflamații în gât, să scurge din nas acolo, spatele gâtului. Dacă curățați bine nasul, ați ajuns la cel puțin aproximativ o sursă de... Și vedeți ce probleme are tatăl. Probabil că s-a moștenit ceva acolo care poate să constituie partea de predispoziție la ordine anatomică, căci nu se pune cazul, nu se pune problema de stres la vârsta asta. Cred că este pur și simplu la cea de mijlocie categoric este ceea ce v-am spus eu, 100%. Cea mare, din nou, vedeți hepatic ce are. Dacă a făcut-o la un moment dat, poate o hepatită, A sau B, vedeți dacă are o problemă de coloană la exact în spatele ficatului acolo, care afectează nervul Fleming și împiedică funcția hepatică, fără să aibă neapărat o problemă hepatică. Mulțumesc. Asta este ce vă pot spune. Da? Mulțumesc. Cu plăcere.